Au, ce m-am speriat. Hai, salut, băieții. Ce fac cu prietenii mei care vor să fac eu live? Hai, toată lumea cu like-urile. Deci am venit și vreau like-uri multe, Ia uite ce scaun am. Ia uite nebunul cum face, ești nebună. A venit Berce Mondialul, cam ne tuns, dar mă tun mâine, n-am avut timp, am... Hai, de mine am fost plecat ieri, am împacat, câte treabă, bă, nu... Am obosit, bă... Bă, vreau, bă, și eu... Băi, nu știu, uneori am obosit. Hai să strângem și noi 1000 de leiculețe, Berce, vă bucur... Vă bucur, fratele vostru, ceva, ce ia să... Intrăm noi aici în șa... apropo, am reparat donațiile. Le-am reparat. De fapt, n-a fost nimic, dar mi-a fost din cauza tura. Cu type stream-ul lor, mama lor. Mi-au făcut-o. Dar gen acum merge, știi? Hai cu 1000 de like-uri, băieți. Hai cu nebunia să înceapă live-ul. Vreau să înceapă live-ul. Vreau să văd aici ce... Hai cu 1000 de like-uri. Ia uite-l pe Cechi, te pup. Vă pup pe toți, pe fiecare în parte. Deci dacă aș putea să fiu așa... Bună, Mirce. Bună, Mirciu. Bună, salut. Milsugiu. Înțelegeți voi ideea. Hai cu 1000 de like-ulețe. Îl vrem pe Parpandel. Bă, Barpandelovici nu este aici la servicius. Salut, ce te joci astăzi pe live? Bă, o să ne jucăm ceva cu prietenii noștri, o să ne jucăm niște cum îți zice, o să jucăm niște, este o stă telefonul pe ăsta. O să ne jucăm niște Among Us, cred, cu prietenii. Am venit și eu, Justu a venit cu un euro, te pup. Acum merg donațiile, vedeți când merg donațiile? Sigur, sigur, ce-mi plac femeile. Oaleu. Da. Hai să ne strângem și noi 1000 de oameni, să începem bine live-ul, să... Hai cu 1000 de like-uri, faceți ce se dă mod. Asta joci Among Us, bă. Reacție Dani Mocanu. A scos Dani Mocanu piesa, mă? Pula sera. What the fuck, ce urât vorbești. Cum să vorbești, mă, așa urât? Mă, cum să vorbești așa urât, ești nebun? Vreau să-mi iau un Panamera. Ia uite. Soaler noaptea ca Pantera. Să mă pierd ușor în noapte. Focat din pușcă mitraliera. Arapapapam. Gabriel vine cu 10 euro. Salut, Berce, a venit buldozerul. Chiar a venit, a dat în mine, te pup. Mersi mult de donație. Gabriel. Gabriel, șefule, poți jocute. Bă, avem oameni deja, băi, Nicușoare. Bă, Nicule, bă. Hai cu 5M-ul. Bă, mi-e greu, bă, că ăștia știi ce fac pe live. Dacă intru eu, toți dau mine, mă înjură, mă, știu. Da, e urât. Urât. Ok? Deci, avem aici lucruri bune. Băi, am văzut o Panamera. Mamă, cum arată, ești nebun la cap. Deci o Panamera facelift. Mamă. Mamă, bă, și cât de talent arată, jur. Bine, 3000 diesel, dar nu mai contează. Bă, arată într-un mare fel. Gen, aș vrea să vă arăt și vouă. Să dau muzica mai încet, hai că o dau mai încet. Hai să ne strângem, chemați-vă prietenii că... Deci, gen, mă enervez. Deci vreau să ne strângem. Vreau, gen, să... chiar acum, chiar în momentul acesta, vreau să vă chemați un prieten. Să zici, băi, frate, fii atent, tu-l ne așa, uite. Sune așa un număr. Zero, ia, se aude? Uite, sune așa. Bă, am sunat un număr la vrăjeală. Deci mă gândeam eu, dar... Ideea asta în felul următor, atenție. Chemați-vă un prieten. Băi, trebuie să suni un prieten, să vină aici cu noi alături de noi și zici, bă, uite, face Berce live. Justu vine din nou cu neuro, dacă prietene, sună-l pe lectură și fă-o pe aia cum îl sugi. Este și el aici, vine și lectură, e aici, că ești în confă, băieții, dar știi care e treaba? Imediat, eu facem pe aia cum îl sugi. Cum îl sugi de aur, suntem 8, ne mai trebuie încă 2, vin imediat, deci mai așteptăm. Deci vreau Panamera. Ce părere de i7, 4790, n-am văzut bine, să vedem, și GTX 960. Băi, ok, adică o să-ți ducă bine, n-ai treabă. Mai ales, nu știu, dar bine, nu știu ce vrei tu să faci. How, ce-ți mai place când ți-l dau? Bă, hai să vă povestesc de unde am auzit vorba asta, nu știu dacă știți. Gen... Aha, așa. Unul de like-uri. Haideți, băieți, hai cu like-urile. Deci vreau să vă povestesc și mi s-a părut o fază, bă, prea mișto. Deci e un tip pe TikTok. Nu știu dacă știți, gen, el își filmează părinții. Eu așa am crezut că-s părinții lui, dar bine că-s ca și părinții lui. Și dădem așa pe TikTok și tot filma pe Dorel. Dorel fiind taică-s-o și Cateluța e maică-sa, știi? Și tot filma, băi, și mi se păreau foarte amuzant. Gen, nu e să zici că făceau lucruri. Dar bă, ei ca oameni așa, deci mi se păreau amuzanții ca oameni, niște oameni simpli, știi?
Și după aceea să aflu că de fapt nu erau părinții lui, ci Dorel e fratele tatălui lui și Cataluța soția lui, știi? Și gen l-au crescut pe el ca pe copii, ca pe copilul lor. Băi, și mi s-a părut, frate, băi, nu că respect. Respect cât vrei tu. Deci mi s-a părut cea mai șmecheră treabă și respectul acelor oameni, că până la urmă e părinte ăla care te crește. Nu ăla care te face. Cum se face că unul cu carte de muncă muncește și de-abia are și tu te lauzi că ai și că ei și tu nici carte de muncă nu ai, doar așa ca fapt divers. Așa credeți voi, dar gen are și tu te lauzi că ai și că ei și tu nici carte de muncă. Bă, păi știți voi că n-am carte de muncă sau chestii de genul, dar mulți voi habar n-aveți câte taxe plătesc eu la stat. Adică voi nu știți că... Bine, voi n-aveți de unde să știți, dar gen, voi nu știți că eu am firmă și că eu plătesc taxe la stat. Gen, acum înțeleg că poate unii dintre voi să fie, poate să zic, bă, uite bă, ăsta ce face, ăsta n-a... Nu, eu muncesc, gen, pe bune, plătesc și la CAS și la casa de asigurări, pentru că nu e chiar așa de simplu cum pare, gen, gândiți-vă, plătesc contabil, plătesc taxe, plătesc la casa de asigurări și câte. Ionuț vine cu 5 lei, te pup, Ionuțule. Gen, nu vă gândiți, și eu și electoratul ne plătim taxe, adică nu știu câți youtuberi fac asta, fac câțiva. Acum nu știu ce fac alții, dar noi ne plătim taxele, pentru că nu e bine să stai cu taxele neplătite, până la urmă ai tu de suferit după aceea și te miri. Ah, hai că suntem groază, ia să vedem. 3 euro de la Cechi jos și GTA 5 și mă mai țin, cum să te uit? Sunt cel care ți-a completat 2 goluri. Da, sigur că da. Cum să te uit, mă, te știu, ce ești nebun la cap, n-are... Adică nu este să te uit. Dar, gen, nu știu, cred că mulți au impresia că noi nu plătim taxe, noi nu... Nu, frate, noi chiar plătim taxe și credeți-mă, sunt niște taxe mari. Deci gândiți-vă că plătim bani, adică gen salarii, se duc zeci de mii de lei. Bine, până acum cred că dacă e să adun, de când mi-am înființat firma, luam o mașină. Na, plătești fiecare YouTuber, e un venit, înțelegeți? Și cu cartea de muncă încă nu mi-am făcut, dar urmează să-mi fac și de aia. Gen, să mai plătesc încă 700-800 de lei în plus la stat pentru a-mi face și o carte de muncă. Asta urmează, încă am eu niște ăștia și n-am chef acum să mai bag capul în perioada asta, dar gen, nu e un lucru ilegal că n-am carte de muncă. Nu, că nu vreau eu, dar gen, eu fac totul cum trebuie și legal și procedez cum trebuie. Acum că sunt oameni care nu fac, asta e problema lor, dar înțelegeți voi ideea. Eu plătesc și că nu că mă laud, că... Nu vă gândiți, adică uitați-vă, la mine am un tricou de 100 de lei. Bine, știu că, na, e un tricou. N-am cine știe ce haine, n-am o mașină chiar destul de ieftină, o mașină normală. N-am cine știe, adică nu e să zici, bă, frate, nu zic că n-am bani, dar eu nu mă laud, adică, uite, vi se pare că mă umflu, ce? Da, într-adevăr, uite, poate am un telefon mai scump, asta da. Dar gen, eu n-am luat că, domne, am fost eu disperat. Nu, frate, l-am luat pentru că mie îmi trebuie. Mie îmi trebuie acest telefon, mă ajută. Dar gen asta, mulți nu înțeleg treaba asta, știi? Și ia să facem noi asta mai așa. Mulți cred, domne, că dacă ești YouTuber, care mi-ai scos, mă, ăsta de la scaun? Cum mai merge o lumină? E drăcie. S-a stricat, ia stai că trebuie să intrăm pe... Hai o dată că te așteptăm. Scuze, băieți, nu știam că mă așteptați. Liniștit. Stai așa să mut web-ul, să nu mai avem probleme. Bă, ce asta? Vrei să facem ceva, o șmecherie, să știu ce nume îmi pun, hai. Sau ne punem. Nu știu, amice, cum vrei tu. Facem ce vrei tu. Nu vreau nicio șmecherie, vreau să pun. Nu, fii atent. Hai să facem Johnny Sins. Hai. Fiecare să își pună pun numele Johnny Sins. Numele altei persoane din această confă, dar să nu știm care cum e. Adică să nu ne spunem, băi, eu sunt lectoratul. A, și gen, nu știu, dacă dau eu report. Da, tu zici, bă, l-am văzut pe Bercea acolo, dar eu nu sunt Bercea. Da. Aha, înțeleg. Hai că fac ăsta, băieți. Stai imediat. Păi știu că o să ne nimerim un pic, cred. Stai să citești niște, domnule. Păi hai să... A, da, nu putem spune care. Ce are, mă, monitorul ăsta? Nu, cred că nimeriți voi numele ăsta, nici bătuți. Numai bine ne punem fiecare numele pe aleator. Ia să vedem. Mamă, monitor. Bă, dar ia așa că să facem confuzie mare. Bă, ce s-a întâmplat? Păi da, asta e ideea, asta e ideea. Putem să ne punem numele la culori și să... Ia să vedem, băieți, deci avem așa în felul următor, deci s-au strâns o mulțime de donații. Mamă, îl sparg monitorul. Deci avem așa, Francesco vine, salut, caut server de 5M. Bă, nu caut, mersi mult, Ionuț vine, salut, Brescia, te-au zis din 2014.
îți mulțumesc pentru eforturile acordate și clipele în care m-ai făcut să râd. Plus că am vrăbit și eu șapte cu programe, uitându-mă la clipurile tale când mergeam la sală. Bun, bravo, felicitări, e mult, e chiar bine. Geastul vine și el cu 5 euro, spar monitorul. Așa. Îți mulțumesc, Bercea SRL, da, ia să vedem. 1 euro de la Raul Cămătaru pe Super Chat, după aceea Valentin XD. Stați puțin să mai punem și eu asta. Imediat, avem o mulțime de donații aici. Puneți. Ne punem numele altuia. Să vă duc ăla pe mult prostul de Berșică și nici nu știe, cred că. Ho, mă, ho, că vă aud. Hai, mă, puneți-vă culorile, gen. A, deci ne punem numele de culori. Să auziți? Mai putem face o treabă, mai putem să ne punem toți același nume. Nu. Ai că, da, și ne luăm după culori. Băi, și stați puțin. Ce nume sunt luate? Bă! Că noi nu știm ce nume sunt luate. Bine, dar nu spuneți, gen, e luat de că Black până acum. Îmi iau eu... Nu păi zice. Da, stați un pic că trebuie să ies eu înseamnă și se dă gata să strică. Da. Hai, ieși și făi ca lumea. Hai că de căcat. Zici... Putem să facem... Bă, intrăm unul câte unul și ne alegem și da, după ce... Da, nu, fii atent. Intră unul și intră al doilea, da? Intru eu și aia e. Da. Bine, și tu spui, bă, l-ai luat, l-ai luat, da? Cam da. Să facem și treaba aia, deci am arătat eu fără culori. Oricum păi da, dar trebuie să stăm acum să facem pe ăsta, pe live și ăla deja. Gen, îmi vine acum monitor șmecher. Sau așa, da, corect. Dar trebuie să stea tot să și-l schimbe, știi? Bună intra ziua, rând, hai, intră haideți grasul, cu câte un like, băieți, bă, vine Valentin cu 2 euro și iasă de cine mai zis aici. Negru e luat. Mi-a mai zis ceva, am făcut. Roșu e luat. Bă, dar nu mă bagăm. Îmi pun sian. Roșu e luat, te auzi. Pe română, da? Da, mă, da. Nu. Nu neapărat, na. Engleză. Oh, ok. Mă, băi, eu nu știu, gen, pe română sau pe engleză? Sper că nu se vede. Sebi, ești daltonist. Nu mi-am ce... Bă, păi, dar vrei să punem what? Culoarea aceea? Și eu zic să schimbăm culoarea, nu să punem altă culoare. Nu, schimbăm culoarea, nu aceeași culoare. Pe game capture. Da. Se lua turcoaz, nu știu care, nu știu cum se zice, la obsidian și white. Turcoaz? Hai, bă, cine intră acum? Hai că nu e Cosmin turcoaz. Nu. Cine, mă? Hai. Stai așa să fac asta. S-a văzut primele. Cine intră? Cine intră? Hai, bă, să stăm și fă costume. Mie nu pink, merge codul, bă. Îmi zice că e full. Ok, intru eu? Mi intră cineva? Nu să fie full Justinel pe Nord America. Și mi-a zis tot așa, bă. What? E full, bă, așa zice. Pe codul pe live dacă e. Alb. S-a văzut jumate, dar n-are. Dar e deja alb, nu zice. Are nimic, lasă așa. Nu, n-ai cum să ghicești. Yes, dacă e, hai. Bă, dar de ce nu merge să intru? A, bă, da, gata, merge acum. Se lua albastru, se lua oranj. Hai că ne nimeni, da. Nu zice că nu găsește jocul, what the fuck. Da, așa, să mă citesc după aceea niște. Păi, al doilea cod. Al doilea cod. Ăsta, A-T-T, K-A. Nu, da, să n-avem aceeași culoare, bă. Bă. Așa, ia să vedem ce mai ce lumea. Deci, da, frate, și eu plătesc taxe, dar după ce că în țară se moare de foame, ei salariul de 70 și trăiesc despre una pe alta și văd ce faci. Păi bă, frate, deci, noi muncim, stai liniștit, am avut luni când... Cine-i mă, yellow? Nu că nu trăiam de pe una pe alta, gen, n-aveai bani. Păi, dar schimbă-l că mai e unul la n-aveai bani de nimic. Înțelegeți? Da, nu te lasă să acum, îți pui același lucru. Ce vedeți acum este rezultatul a unei munci lime foarte mari, dar gen nu vă gândiți da, că așa a fost da, mereu, pune adică lime. Că am avut lime, zile okay, bă, că nu, am, că e și blu, e și blu. Făceam nici 200 de euro pe lună din pune YouTube. Lime sau pune green. Înțelegeți? Lime sau am green. Avut zile, luni și trăiam cu banii aia, gen gândiți-vă, nu e chiar așa de ușor și wow, uite. S-a pus grasă să răspundă la copii povestea. Da, te bă pe mulne, bunule. Care ești? Eu bă, sunt pe mut? Păi nu sunt pe mut sau eu, acum, dar acum mai nu. Nu, da, așa asta e, gen e foarte nasol, dar te înțeleg, dar gen nu da, te gândi că... A intrat alb. Și nici nu ușor, gen noi muncim 7 zile din 7, 365 din 365 în cazul nostru. Nu s-a zis complet. E o muncă... Gata, suntem toți, da? E o muncă foarte titanică, ia să vedem. Bine, să fii sănătoși. Start! Alin 1 vine cu 2 euro, ia-ți o Coca-Cola. Mie nu merge, mie nu merge butonul de mut. Aha, stați un pic că mă dau mut automat. Punk, bro. Nu, era clar să nu fi fost și eu impostor. Ia să vedem ce mai zis lumea. A mai donat cineva ceva? Ia că ne uităm acum pe aici. Așa și... No, Andrei vine și el cu 1 euro, salut Bercea, te fug, bă, gata. Deci, gen, am fost împărțit în toate chestiile astea. Ia să stau să fac și eu așa, să fac live-ul, gen se... Au, stați așa că nu se vede găul. What the fuck? Ia că-l pun aici. Gata, mă. Gen, se vede și găul și abonarea și tot acum. Gata, mă. Suntem bine.
Suntem bine acum, iertați-mă băieți, am avut o nebunie aici, dar așa live-ul e aici, ăsta e aici, gata, am, avem și donații, avem și tot, gata. Vă tot acum. Bă, îmi cer scuze până acum, gen, a fost, chiar a fost o problemă. Pentru că pur și simplu a trebuit să fac toate nebunile, au primit o mulțime de donații, eu trebuia să vorbesc cu ăștia. Hai grasule, vă pup, uite-l pe WWE, vine acolo, da, opa, orange, eu sunt orange. Hai să vedem, 2400 de oameni, hai să strângem și 2400 de like-uri, ce facem? Hai cu like-urile și cu oamenii, vă pup! Știu că, gen, și chiar vorbesc serios de o Panamera de aia, cum ar fi mă să-mi iau și o Panamera? Soaler noaptea ca Pantera, păi să o pierd ușor în noapte, ia să vedem cine e impostorul, cine e impostorul astăzi. Parpandel, mare PC, mare mu, cum să n-ai, ia uite-l pe White, l-am văzut, Walter White. Gen, nu știu. Ok, 23. Opa, a murit. Lime. Unde? Eu mă întâlnim cu Pink Lime. Așa. Eram cu White. Walter White? Deci eu... Black White, eram cu Black White și ne plimbam, eu, adică încercam să-l ademenez să facă task-urile cu mine. Mai ales. Așa. Și gen, se luară luminile și după aia la un moment dat ne dăvăzurăm și cu Pink și după aia se... Acum e moartă. Oricum, săptămâna viitoare o să fie 3 live-uri, unul după altul. Aveam o secundă la Dan. Sâmbătă și duminică. Vă zic că nu... În mare parte, nu vă spun mai multe, dar pregătiți-vă cu multe giveaway-uri pe live. O să fie... O să dăm premii foarte scumpe. Justinel, tu erai roșu? Ce? Tu ești roșu? Da. Ok. De ce spune? Mă, stai puțin, care roșu? Ideea e că voi nu trebuie să spuneți ce culori sunteți. De ce, mă? Păi, deci, e ca și eu... cum ne jucăm cu numele nostru, așa. Păi, bă, lăsați-o! Păi da, bă, dar tot o să se creeze genul de asta. Bă, ar fi trebuit să ne punem în română. Dar, de fapt, a merge și așa. Hai să vorbim. Fiți atenți! De acum încolo, când ne spunem... Așa, și vreau să clarific o chestie. Când spunem culorile, hai să punem în engleză. L-am văzut pe Black, l-am văzut, știi? Bă, dar unde e, mă, toggle mute, că nu mai găsesc. A, ia uite-l, gata. Bă, eu cu turcoaz făcuram scan-ul. Da, gata, nu știi bă. Care ești, Justine. Da, eu știu care e el. Turcoaz? Unde fă corpul? Turcoaz și, bă, turcoaz și oranj făcură scan-ul. Sigur, da, mă, ziceți unde era corpul. Care oranj? Oranj, cian. Cian oranj. Nu făcu. Nu? Nu. Nu, blue, parcă, sau care era, mă? Roșu, adică. Blue, roșu făcut, da, și cu turcoaz lime. Făcut răschenul. În fața mea. Practic e impostor cu orange, dați-l la fapt. Corect. Care... Da. Ce bă, bă, stai! Stai, bă! Deci... White, dă-te un report. Deci red, adică sălbatic cu care e portocaliu. Nu e. Orange, adică Sian care nu știu cine e. Nu sunt, bă, taci! Eu care eram cu voi tot. Nici nu m-am întâlnit cu ăla. Unul care habar n-am cine e. Ce faci tu, de stai pe lângă noi? A, da, de ce l-am omorât pe ăla? A, făcă-te și votară. Păi tu mă votași, nebunule. Nu, eu te votai afară. Votai schimb. Da, mă votași afară, da. Bă, ce votai schimb, mă, prost. Da, băieți, asta e nebunia. Deci, acum merg și donațiile, aleluia, că data trecută n-au mers. Bine, n-a fost o problemă, dar gen știu că mulți au vrut să doneze. Haideți cu like-urile, deci apăsați, băi, acum butonul ăla de like. Deci, dacă-l... Uite, fiți atenți că beau de dorin, așa, din pahare. Cu ăla cu apă. Orange. Abonați-vă la mine. Hai cu 2500 de oameni, hai și cu 3000 de like-uri, dă-le mama lor de... Ăștia. Răzvan Pucâriu, tu a venit la Barosan, te pupi, la Ciociodoască. La Ciociosan. Bă, stați mă puțin, să mă pușu mai bine. 15 euro de la Andrei Paul, cum se cheamă un hot de tunuri? Hot, nu, hot de tunuri. Furtun. Bună. Cechi vine și el, uitele, ia, cu 7 euro, bă, vă pup, băieți, și vă mulțumesc mult pentru donație. Bun, hai să vedem care e mișcul. Bă, ia, să mă că e o modă pe internet cu treaba asta, ce să mai dă. A, să mai zic că mi s-a stricat iar șeptarul astăzi, poate să fac un vlog, nu mai, gata, o vând. Bine, nu că e o problemă gravă, dar mă oftică. Eu care...
Unde? Bine că-l găsești, că-l căutam. Da, da, sigur, sigur. Două calculatoare. Hai, salvaticule, recunoaște că suntem amândoi. Unde? 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 Bă, ce recunosc. Dar care ești tu, că nu știu. Păi nici nu știu care sunt. Unde ai tastă? Dacule, ești ăla de mi-l arată cu roșu. Da. Bă, băieții, nu știu de voi, dar mie mi-l arată pe sălbaticul cu roșu. Și cine ești tu, bă? Cine ești tu? Eu? Da. Sunt albastru. Albastru, purple sau care albastru? Sau albastru roșu? Blue! Da, da, da. A, da, și eu cred că e grasul. Hai să-l votăm un pic pe grasul. Nu, că blue e Justinel. Sunt blue, bă! Lasă, nu știu, mă, pierdură, îți mânca, bă, nu mai știu. Justinel e blue roșu. E blue roșu, Justinel, și tu ești turcoaz lime? Da. Nu. A, am înțeles. A, deci hai să-l dăm afară pe turcoaz. Da, nu, eu cred că e turcoaz. Da, mă, dar eu acum ajungeam la lumini. La lumini? Și din ce parte venești, prietenul? Din jos. Ah, cred că e el. De unde din jos? De unde vrei să zic? Din josul hărții, că era întuneric, eu mă aștept unde l-ai. Pingule, unde puțin găsiși? Cine e roz? Te-am spus, sunt două calculatoare, unul lângă altul, unde dai și adam și dai... Communication. 3000 de like-uri acum, haideți că vă cer. Bă, eu îl văzui pe ăstea, pe Vitals și mă duceam în laborator, că erau ușile închise. Acum încercam să-l deschid când se dădu corpul. Că încercai să-l caut să văd pe unde o fi. Că n-are rost să dăm butonul. Sărbaticule, tu cine ești? Zici tu că era în laborator? Crezi tu? Păi nu știu, mă gândi, habar n-am. Sărbaticule, tu care ești? Bă, nu știu, dar eu runda... Eu sunt orange, ăla, red. Orange red. Sigur, 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 sigur. Bă, eu runda ailaltă, când făcuram luminile, după rămăsei la electrical să plece toată lumea și-l văzui pe yellow alb, cum se ducea, trecea așa pe sub lumini, știi? Sub cameră. Eu nu știu să mă picioarele, dar eu dacă vreți să vă mai jucați cu numele ăștia, nu mă mai joc, bă. De ce, bă, că e amuzant? Nu te pune aici, bă, ce faci? Să-mi consum neuroni aici. Atunci, hai să ne punem numele în linii de alea. Da, dar e și mai nasol, ești nebun. Păi știu. Nu, că nu mai poți spui culoarea. Da, bine, într-adevăr. Ia să vedem, băieții. Ia uite, hai să-l omorâm pe Pink. Ia auziți-vă și voi cine era vrăjeală. Bă, ori a făcut-o la vrăjeală. Ori știi? Hai cu 3000 de like-uri. Muchas gracias, te quiero mucho. Andrei, Paul, cu 3 euro cu taxă pe te... Ce zice o pisică când merge la magazin? Merg să-mi iau ceva. Să-mi iau. Da. Stai așa. Cine știe bancul ăla cu peștișorul și cu moldoveanu? Pișama șpel de... pe de sărbatic împuțit elerea. Știam că el e. Știa, bă, a avut dreptate, bă, legumă. Cine știe bancul ăla? Cine îl știe? Hai că vă spun eu un banc. Cu peștișorul și cu moldoveanu. Salut, salut, boss. Sau. Așa mai spune sărbatic, dar cu cine mai fi el? Cred că e cu Black ăla. Ia vezi, că ia glanda, ia glanda. Cine e? Eu, îl știți? Hai, fiți atenți. Vreți să vă spun bancul? Dați acolo un like și aha, m-a prins. Ce mai spune? Gesturi disperate. Unde erați? Și când se... Eu treceam acolo... A? Bă, ce furunda asta de zise... Eu eram la cameră. Mă, ce furunda asta de selectronan? Bă, nu, nu da. Stai, ce? Ne jucăm. Big brain time. Psihologic? Deci, ca să vă spun rapid, este vorba despre un moldovean care era la pescuit, stătea cu nița în baltă și prinde un peșor de aur. Iar ăsta ce zice? A, bă, moldoveanule, că deși sunt așa obosit, hai că spun ție o dorință și peștele. Vai de, ăsta, moldoveanul, vai de mini și de mini. Ia uite-l, bă, vorbește, băi. Hai mă, hai zi o dorință. Îmi îndeplinești orice dorință. Face asta, da mă, orice dorință. Păi aruncă peștișorul înapoi și zice: peștișorului, toată viața mea mi-am dorit să am un hotel pe malul mării, numai al meu, cu 1000 de camere pe care să le tencuiesc numai eu și cu fratele meu. Bă, am leșinat că l-am auzit. Avem de la Damon un euro cu trebuie să plăte lecturatoare cioaca mică.
subscriu și Gigel, 5 euro, joacă Rocket League. Băi, poate o să jucăm, să vedem cum stăm cu timpul. Te să o duc și pe Betica la mine, te suc acasă. Șeptarul e... Nu mai ce ți-aminte când dau lacrimile. Pro era... Care era, mă? Purple era, să zic? Jur că intru în depresie. Unde? Purple parcă a făcut luminile, nu mai știu. În orice caz, după coborâi în jos... Nu, mă dusai la camere, coborâi în jos și acolo îl văd într-adevăr. Prima dată le-a făcut red, bă. Bă, nu știu, eu știu că decât adică blue, pardon. Dați un like pentru bancul ăsta. Și eu mai zic unul bun după. Că mai veni acum unul minte, dar să-mi ceți aminte mai încolo. Da, să strângem și noi like. Și atunci dădu report. Într-adevăr, deci acolo. La camere. Nu minte unde era corpul, dar dacă dădu instant report sau ceva, nu știu. Lecturatule, le. Ce am cum? Te caut din lumea cealaltă, la. Dar eu mă sturcați cu yellow sau cu... Deci cu yellow n-a fost la kill ăsta. Turcoaz n-are cum să fie că-și făcut scan-ul. Nici eu nu știu asta-i. Yellow e Claudel, mă, și zice că n-a cred fost... Cred că da, că el joacă cu culoarea albă. Vă știi pe la cu bascula? Da, mâncai mici. Oh, Doamne. Hua! Băi, deci v-am spus, urmează câteva live-uri săptămâna viitoare, băi, cu giveaway-uri, cu premii absolut senzaționale. Deci vorbesc serios în cadrul Bucharest Gaming Week. Asta am spus-o așa. N-aveți voie să știți asta, da, mă rog. Dar o să facem, bă, niște live-uri absolut demente. Deci o să fie o nebunie acolo. Nu vă spun mai multe că încă n-am stabilit 100% ora data. Dar credeți-mă, pe cuvânt, o să fie o nebunie. Deci o să fie o nebunie în adevăratul sens al cuvântului. Ce are... Ce pisea de parpandelul? Bă, nu mai știu să vă zic. Eu de unde să... Hai că mai rămâne. Gen, au luat luminile, ia să ne uităm noi, pe cine e omul ăsta, doamne? Gen, o să fie o nebunie. Ascultați-mă, că e... O să facem nebunie pe live-uri, o să... Gen, o să am nevoie de oameni dintre voi să ne jucăm împreună pentru a câștiga premii. Pe bune. Da, bă, s-a anulat meciul, dar de ce oare? 888 de K, bă, hai că poate cu puțin noroc până de Crăciun facem și noi 900 de K și până la vară 1.000.000 și gata, pot să mă las liniștit, corect? Da, e nasol, știi ce nu-mi place în perioada asta? Că, gen, bă, nu mai merge orice, gen, merg grete, de exemplu, mai pui un GTA, mai pui un vlog, îți merge, pui altceva, încerci să aduci ceva nou, nu merge, gen. Știi care e treaba? Mereu YouTube-ul merge pe trenduri, aia e problema. Da, dar gen ăștia o să-i bată. Dacă e de ce? Dacă e mă bag 1.000.000 când bă la vară, dar oricum, deci v-am spus, urmează și pe Instagram o să fac două giveaway-uri mari, unul cu un scaun, bă, dar chiar bă, de ce nu am zis scaun? A, păi gen, era scos, bă, de ce nu ziceți, bă, a scos-i scaunul. Îmi căzut și moneta, dar n-are nimica. Gen, ia uite-l, mă, merge. A? Merge, mă? Ce treacă, ce vorbim? Gen, era păcat să nu meargă scaunul ăsta, știi? Păi iau un jucător de depistat cu COVID. Au, oh, pișa mea. Da. Opa, mergeți meeting. Bun, băieții. Îi face pe decentru. Am dat acest mai muri unul. Muri purple. Pentru că, da, exact. Mai muri unul și se putea face double kill, că nu dădurăm niciunul afară și pierdem. Bă, da, ping nu... Pot să asigur lumea că pentru kill-ul ăsta cel puțin nu fu... Vlogul de la munte o să vină miercuri, atenție, și cu o super mașină. Atenție, o mașină foarte puternică. Te urmăresc de 5 ani de când făceai SAM cu lectorii cu... Eu și cu Black pusărăm toată runda aproape, bine, ultimele, cred că 20 de secunde, în admin. Pe grupuri. Așa. Nu știu cine era pe camere. Eu. Tu erai pe camere, care tu? Da. Yellow. Yellow, tu pe camere, da? Ok. Pink e Ștefan, nu? Da, cred că da. Ok. Ei erau clar, e turcoaz cu blu, hai, dați afară turcoaz. Nu, 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 că turcoaz cu blu își făcură scan-ul și sunt scanat și mai rămâi decât păi tu. E mare schem, hai, turcoaz și blu. Nu, păi nu, nu, mai e decât simplu. Nu, nu, dați afară, că e clar. Claudel s-a dat la regulă, am votat pe Claudel, băieți. Dacă noi am fost toată runda împreună și ăștia zic se apără unul pe altul. Păi dacă nu sunteți voi doi, înseamnă că e pin cu Yellow, dar eu nu cred că sunt aia, că i-a furat stânga și la camere. Yellow a cu mine o rundă și nu m-a omorât, deci nu cred că e. Ce telefonul ai, un iPhone 11 Pro Max. Deci e turcos cu blu. Bună seara, ăsta este. Eu încă nu-i schimb cu turcos. Și pin cu Claudel, hai, cu Claudel, pa! Da. Stai, cine e Claudel? Black.
Nu știu, eu cred că e turcoaz cu blu. Turcoaz cu blu, dați. Ma. Da, să-l bate cu următorul, băieți. Ma. Ce nenorociți. Păi dacă așa e. Nu mai încerca să joci tu 900 IQ că ai văzut tu la tău cu mine. Că da, afară. Ia uite că merge. Dar gen are program de la... Ia stai mă așa să iau eu. Da, mă, gen... emergency sau... Să iau... Îl telecomandă unde e pe aici, pentru un kill. Vedeți că vrea să mă omoare. Unde e mă telecomanda de la scaun? Băi! Atenție! Nu mai găsesc telecomanda la scaun. Iar mi-am pierdut-o ăștia. Nu știu, dar era și telecomanda pe aici și puteam să schimb culorile cum vreau eu, dar... Dacă aș mă găsi și eu telecomanda... Sorry, băieții! Hai, nu se poate. Ce sperat. Ghici sunt pe sălbaticul că e el, da? Nu știu ce e, nu știu e Claudel. Bă, dacă eu stătui cu Claudel toată runda. M-a zis că e Claudel. Mi-a luat Black-ul, mă, de ce mi-a luat Black-ul? Cine e? Hai, frate. Ah, mă lăsați mă pace, eu nu mai, că vreți să mai jucăm așa, nu mai joc. Nu mai jucăm așa, hai să ne schimbăm numele și ăștia. Păi ce, că stau, nu știu despre cine bine, vorbesc, mă, să-mi fut, să-mi fut, că nu ai modalitate dacă vreți tot așa, dar ai cu futul de neuroni. Nu, da, e nasoală rău de tot. Ce nume ne punem? Ce vreți? Numele vostru, bă, hai, gata, fiecare cu numele tău. Numele tău, de azi îl voi uita. Mai era un fel de joc. Sălbaticule. Îți spuneai d-astea, gen, eu, tu, el, ea, știi? Și trebuia să vorbești numai așa. Pronume? Da. Hai. Vreți cu pronume? Ce? Nu, mă, hai să facem. Nu, mă, hai, hai așa, hai, hai clasă. Vă trimit ăsta. Dă-ne codul, hai, fiecare cu numele lui, băi, atenție. L-ai trimis amice, îl sugi? Da. Pe Cristiana nu e numele meu. Ha, 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 ce grasule, trebuia să primești 5 euro? Nu, 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 nu. A, păcat. Dar gen, dacă mai ai ceva și te întreb, da, să răspuns că da, așa tare, da? Da. Crezi că mi-o fac iar, sincer. Ce mai Caterin că sunteți să mori. Sincer. Mersi, mate. Haine. Care intră chiar cu White? De ce nu eu? Am zis să nu mai play. Fail to join game. Bă, e pe America, da? Bă, mi-am pus numele al mic, Bercică. Bă, vreau și eu. Savage Hot. Sunt ha. Gata, gata. Să-mi dea white-ul, vreau white-ul eu. Hai păi stai că iese bă ăsta acum. Mulțumesc. Agat. Imediat intru, imediat intru. Hai ne-aruncate. Neveste disperate. Da, sau așa, sau așa. Da, îmi place și asta, că super place. Bercică, ce faci, băi, Bercică? A numele mic, Bercică. cum era aia? Numele, Garcea. Prenumele. Numele mic. Zău, am eu așa ceva? A, nu mă, numele mic. Bercic, Gărcică. Gărcică. Nu mă, gata. Cum zic prietenii ție? Mamă, ce nevastă bună ai. Ce? Nu, păi nu, că e doar un revistă. Nu, 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 păi așa mă strigă pe mine. Mamă, ce nevastă bună ai. Ce-ai mai râs, Claud? Fu foarte amuzant, bă, băi. Bravo, fac, bravo, fac. Muriți toți. Pe voi. De ce le fac ăsta? 2800. Bă, hai să fim și noi. Deci vreau 4000 de like-uri și 3000 de oameni acum. Deci, băi, atenție. Pișamaș pe tine. Ce ne simțit? Ce javră, cine roșu, mă? Care ești, mă, pișam? Mamă, mamă, mamă. Mamă, mamă, îl fac praf. Check. Năsera, Gărcică! Ce-ți mi-a trecut, domnule, care este problema? Năsera! Ce-ar mânca... Stai, cine putea să fie? Ce-ar mânca și Bercică, o fripturică, ce cu maioneză... What cu the sopilor? Fuck? Mom! Bă, e și cineva sau? Nu. Nu, nu, nu. Poate să mă laud că am fost primul ucis. Justinerul? Dacă mai inspectam puțin zona, îl găseam pe ăla de făcut kill-ul. Sigur, sigur, sigur. Ce vrăjeală că eu te lăsai singur dacă nu mă înșel acolo. Bă, stai, 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 ho, băr. Pauză. Kill-urile și-ați dinainte să stea lumina. Unu doar. Păi da, da. Hai băieți, cu 4000 de like-uri, vă pup. Haide, vino. Ideea e că, bă, Kimi nu era cu noi în laborator, nu era, nu? Deci, ideea e că
Rusia își făcea Wi-Fi și Roxy își făcea upload-ul. Nu, eu am făcut fire. Bă, trebuie să-i dau un mesaj la designer să facă și mie un thumbnail. Fire, Wi-Fi, tot aia. Uai, ia să-i dăm un mesaj și ia să-i zicem așa. Ia să-i zicem așa. Roxy spre dreapta și zice să vă zic un singur lucru. Boss, pentru mâine GTA. Băi, hai să vă zic altceva. Colzmin cred că e impostor că dăduse skip la ăla cu chei și când văzut că ne întoarcem toți, se întoarsă și el. Pentru că nu sunt să-i atent. La nu, eu ăla îl făcui printre primii chiar. Așa? Claudel Savagelus era un laborator, Kim era în laborator? Nu era în laborator. Nu cred, nu. Kim cu bercică. Nu mai știu, care era? Bă, Kim e full în laborator, că îi dădui report în laborator. În laborator, îi dădui report? Laborator full reportul? Da. De fapt, stai că dacă dădui Justin, Justin era cu noi. Bă, lecurelul cred că e că s-a dus în decontaminare acolo. Nu pleca în decontaminare. Da, pe legumatul de până unde. Mă duc să-i înapoi, că-mi făcusem toate astea. Făcui vreo 3 testuri. Făcui aia cu... cum se numește? Temperatura. Făcui racheta aia de la intrare. Și care rămas în laborator? Care rămas în Claudel? Ce face? Savage? Eu am ieșit din laborator înainte să stingă lumina. Păi și eu ieși tot așa. Cum să ieși înainte să stingă luminile? Nu, înainte să stingă. Se stingeră luminile. Fix când se stingeau luminile, eu eram spre ieșire. Nu erai că fix când se stingeau luminile, eu intrai în decontaminare și era lângă mine. Hai, da, cine a fost în laborator? De unde până unde eu? Mulți am fost în laborator. Ce vota? Eu nici nu știu ce vota. Am schimb. Nu știu, dar du-i skip, deci, negru cu gust. Hai, băieții, cu like-urile, 4000 de like-uri, vă pup, haideți. Hai cu 4000 de... Mamă, sparg monitorul ăsta, sparg. Oricum, vine acum monitor. Păi, uai, leu, familie plină în lanțuri de brățări, wow! Ok, deci live-ul stă aici, pe lui Veanu, punem aici livestream-ul, deci asta este. Hai să vedem care e. Bă, esteți în primul rând, asta odată. Hai băieții, cu 4000 de like-uri, cine n-a apăsat like, băi, și pe clonțopel. Deci vreau să ca fiecare persoană să aibă clonțopelul activ. Dacă n-aveți clonțopelul activ, înseamnă că sunteți niște abonați falși. Ai vrea un M5? Bă, sincer, aș putea să-mi iau unul, un M5. Dar problema este frumător. Parcă nu mă atrage la fel. Băi, și M6, le știți care e problema? Îmi place tot. Nimic de zis. Dar e cu P, mamă, deci stau... Bă, deci credeți-mă că sunt niște lupte de convingeri să-mi iau mașină. Deci, am așa, în minte, S-Class, A8, seria 7, CLS, M6, seria 6 Grand Coupe, Porsche Panamera, X5, să vă mai zic? Deci să mor dacă pot să-mi dau seama. Cred că dacă mă uit acum și după un E-Class de la gen din 2014-2015 cu pachet de AMG, cred că îmi place și ăla, știi? Bă, dacă e iar sălbaticul, îi dau la Bull Jackson. Pe bune, îi dau la Bull Jackson. Dacă iar e sălbaticul. Bă, oricum, steți e cu cineva cunoscut. E ori sălbatic ori ăla că prea fac oraș la kill-uri. M6, ia-ți M6. Da, bine, ați avut dreptate. Eu ce ai, GG. Băi, Cosmine, nu avea niciun sens. Nu m-am dus cu Hox acolo. Nu m-am dus. Nu m-am dus. Mă, tu omorâști. Da, eu am omorât-o, dar nu m-am dus. Hai, bă, că era clar. Tu vezi, nu te mai arunca să jignești, mai ales când mai și are dreptate. Adică, da, vezi că da, am corect, vezi că asta e aiurea. Adică te vede că ești impostor, zice că ești impostor și nu jignești. Păi da, mă, dar eu nu m-am dus cu ea. Păi și nu contează, nu contează, nu jignești. Vezi că așa mi-ai făcut și mie data trecută, când ți-am zis că ai dat skip la Kiss, că nu le-ai, că nu știu ce. Au, ești prost, nu știu ce. Și erai, da, cum era impostor și eu aveam dreptate, că știu ce aia acum muntesc. Păi da, mă, dar acum chiar nu m-am dus cu Hux. Bine, îmi cer scuze, dar totuși. Că suntem... Nu mai știu mie, eu sunt Bercea. Tu-ți mama ta. Păi stai, mă înjuram pe unul că mă înjură pe mine și pe Lecturicu. Ia uzi. Este. Bă, nu că îi trolez astăzi. Vreți să-i trolăm? Vreți să-i trolăm pe toți, pe live? Gen. Bine, eu oricum nu o să pic. M6, M40, bă, e scump, nu, adică e mai mult decât îmi permite bugetul și... Aha, hai că mi-a închis ceva ușa aici, vreau să mă omoare. Ce mai știu pe voi? Eu oricum o să pic la anul și la mulți ani, impostor, asta e clar.
Racheta era undeva prin dreapta, nu? Bă, dar ăștia se modifică sau rămân așa? Uite-o. Nu, eu am presat că ăștia se modifică. Gen. Opa. Bun, deci la scen. Bă, da, bă, da, voi la toți întrebare... vă faceți, faceți skill când dați lumine la scen. Când e unul pe scen, fix acolo îl faci. Unde vrei? Nu deci Berceam nu e nu, și nu sunt aproape sigur. Ce, bă? Berceam nu e. Păi de ce spui asta? Cine avea că nu e. Păi de ce spui că eu aș putea să fiu? Care este problema? Ce faci aici? Ce? Eu n-am față de impostor păi sau ce? Păi pentru că fusești la rachetă și după te dusești la... Și dacă dădui fake? Bă, nu te duci când aveai care avea prost obicei să încheie. Nu, nu-mi văzui decât peste jos. Când era impostor. Ok. Băi, mai închid și eu din cineva nu mai văzui acolo. Nu știu, eu eram la story. Bă, și care e chestia? Că eu făceam... Mă băgasem să fac ăsta în story, cum îi zice, mă, gazul. Și rog și veni și loc gaz și după s-a dus în laborator. Sigur! Aparent, sigur. Pentru că eu nu mai văzut la rachetă și era ceva de what the fuck. De ce nu-și termină păi racheta? Păi da? Și dacă era în laborator trebuia să o vadă ăsta când dădu raport în laborator. Păi nu știu dacă da, în partea dreaptă se duce, mă gândesc că decât în laborator, n-am unde altunde. Păi dar în dreapta e ăla de băga benzină sus. Păi da, dar eu mă duc să-mi bag benzină și nu era acolo. Na, noi ne-am format grupul, nu știu. Era lumina luată, o fi. Na, nu știu. Na, n-am un motiv anume. Na, nu, dacă n-ai nimic, n-avea cum să dea, bravo, să dea fake când e. Da, noi ne-am format grupul, nu știu, acum nu e. Nu înseamnă că am ceva cu cineva. Ar fi ultima să dai fake acum, mai mâncați. Păi și de cine a fost la urmă laborator? Eu cu Cosmin. De cât Bercea îl văzui? Eu cu Cosmin am fost în laborator. Eu că se deteră luminile. Și eram sigur că se face un kill pe undeva. Când s-au dat lumini, bă, ce e drept, eu nu mai văzui pe nimeni în afară de Cosmin în laborator. Mă dusai la telescop și îmi făcui telescopul cât timp fură luate da, luminile. Asta zice, că nu ești impostor. Tu când corpul, tu când se dădu corpul, erai cumva pe aproape? Eu? Da. Unde? Când se dădu reportul, erai cumva pe aproape de Medbay? Bă, lasă, că Berge de Medbay? Da. Da. N-avea da. Să facă. Eram aproape. Atunci plecai spre Medbay? Nu plecam, eu îmi făcui telescopul și nu știu dacă îl terminai, sigur. Nu știu, e dubios să știți. Sigur. E dubios, nu, pentru că eu nici măcar nu intrai zona aia și nimeni în afară de zona aia intră decât ăsta. Da, și zice decât Bercea și cu Cosmin că și că au ce-ți mai place când eu dai lui sălbaticul, miau, miau. Păi îmi poate folosi. Sigur. Ah, clar, nu apucai. Așa, asta este, eu omorâm pe toți, singur că da. Așa, hai Bercinca, omoară-i, mulțumesc pentru donație. Hai mă, hai și noi cu 3000 de oameni, băi, deci chemați ceva prietenii. 4200 de like-uri, ne-a apăsat butonul de like, mâine ia patronteză să moară, să facă, să înțepenească, dacă nu. Dacă nu, au. Ia uite ce scaunel am, cum licărește el, bă, dar mai găsesc telecomanda. Deci care mi-a luat telecomanda, să ne-l bat descarc. Chimii mei ești pe mod? Mă dădui după aia pe mod, ups. What? Băieții, nu merge să-mi fac task-ul. Ești mor, poate, de aia. Nu! Gen... Cine l-a omorât pe Cosmin? Claudel. De ce? De ce? Da, aș vrea să... Bă, fată, ce ai cu el, că ăsta e impostor cu mine, ia gata. Da, fată, încerc să-i știi. Exact, sunt și eu la camere, vă zic chinu și mă dusă-i, dar era... Ce grăsan mincinos! Ce? Legumă, unde îl găsiși? Da. Jos, în ăla de apă, unde-n vârst de alea. Este unde era? Era jos. La camere văzusem kill-ul, de-abia ce ajunsesem și... Unde, 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 unde? Săi, dar erau ușile închise și nu mai ajunsesem. Unde era kill-ul? Te întreb. Păi și văzuși nu. Când se întâmplă kill-ul sau văzuși doar corpul, Justin? Văzui corpul. Băi. Păi de-abia ce ajunsesem la camere. Eu le văzui, eu le văzui într-adevăr pulpind. Înseamnă că Justin are dreptate. Dar știți care e chestia? Eu am terminat el la cu Justin, să vezi că eu când ajuns acolo, corpul era deja mort. Să nu zic că ăștia că l-o mur eu. Da, grasule, deci era proaspăt, da? Nu știu ce? Deci fii atent. Am o teorie a relativității absolute. Este cineva bun cu unul prost. Este unul care face doar el kill-urile și altul care stă. Asta e clar. Ma. De ce Bercea? De ce el de Bercea la bun sau la prost? La prost, la prost. Electoratul și cu mine. A. Așa gras, vrea așa, bravo. Deci eu aș începe mai întâi cu electoratul sau cum a fost?
Eu zic că unul la mână, că nu votăm acum, și doi la mână. E un pic dubios. Legumă am oarecum încredere pentru că știu că nu văzut corpul. Deci bă, ori ești cu legumă și își acoperă spatele, amândoi. Ori 1, 2, 3, rămâne Claudel, Chimi, Miazono, Bercică. Bercică, tu unde erai? Păi de-aia eu de-abia acum? Bă, nu merge să facă la de la Medbay. Și văzui corpul, care era deja mort acolo. Erai în Miazono? Da. Claudel, Chimi, unde erați? Repede. Eram în dreapta, jos. Chimi? Uitai unde eram, că mă uitam la ditare. Lectoratule, stai așa, că te omor acum. La ditare. Lectorică, te omor acum. Dați-o afară, se uite la ditare. Dați-o afară, să poți să uite liniștită. A, gata. Hai, făceam ăla cu temperatura. Legum acum, l-o mor direct pe el. De unde? Bă, băieții... E doar unul, colo, lângă... Treaba este... Taci, fată, din gură! Lângă lavă, nu e lângă lavă. Treaba este în felul următor, bănesc 100% că e lectură. Nu știu de ce am impresia asta. Bă, dar nu merge chiar așa. Da, e clar, e lectură, cred. Cu Chimi. Ia, ia să vedeți, ia să-mi ziceți. M6 sau M5 F10? M6, clar. Bă, M6 e cel mai frumos BMW. Da, l-am cine găsit mort la lumini. Deci, ăștia își dau să report, părerea mea. Stați puțin. Și eu zic la fel. Claudel și cu legumă. Claudel! Pișamaș pe... Afară! 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 Claudel, ce are ăsta, Andica? Afară! Chimi și Justinel. Ascultați-mă că ăștia doi sunt. Bă, e Claudel cu legumă sau eu cu Chimi? Că nu mai ai ține nimic. Nu! Claudel și cu legumă. Dați-l afară pe Claudel. Dați-l pe Bercea. Dați-l afară pe Claudel. Pe Bercea, dați-l pe Bercea, dă-l încolo pe Bercică. Așa, bravo. Și acum și cu legumă ăsta. Bă, dacă nu eram eu, acum se câștiga. Bă, te jucași, bă, așa prost, bă, Claudele, bă. Bă, Claudele. Bă, vă zic că e unul bun cu unul prost. Bă, dar faza e că eu fac mai multe kill-uri decât legumicul. Băi da, păi ce să-i, că e unul bun cu unul prost. Păi nu vă mâncați așa, dar ziceai că s-ar putea să-și ia apărarea că ăla era la camere și văzut kill-ul și nu știu ce. Păi nu, pe bune, chiar ajuns la camere și văzuse kill-ul. El îl făcu. Bă, ce ne simți? Băi da, făcui kill-ul, mă dusei în ventul de la O2, mă dusei la camere prin vent și de-abia ajunsesem acolo. Nu înțeleg, mă, ce ceva. Este. Roxy, nu ești pe mod. Dacă. Pa, 4500 de like-uri, vă pupi la o băieți, vă mi pupă fratele vostru. Aaaa, rancă tâncă, pam 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 rancă pam 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 rancă pam 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 pam. Bă, ce mi-a făcut-o, bă? Eu am bapul la el deja, bă. De ce? De ce înjuri eu? A, de ce înjuri eu? Tu văzuși asta, ce văzuși și eu? Nu. Nu? Nu. De ce? Păi că nu văzui ce. Ce să vadă? Ce să văd? Doamne. Are o parte. Ce să văd, bă? Hai, bă, votăm legumă sau nu zici? El fus sau nu? Păi nu știu, să spun. Tace din gură. Bă, de ce t-ai zis? Ce văzuși? Nu mai zic nimic, dați-mă afară pe mine. Hai cu cișca de la tine. Bă, zic că o mărâși pe la, dar de ce? De ce? Aha. Bine, că tu nu văzuși ce văzui și eu. Bă, da, că l-o mărâși pe ăla. Păi da, și nu mai văzuși nimic după. Cred că te teleportași. Păi nu, bine că nu mai văzuși, că dacă vedeai, îți dărai cu pumnii în cap. Ce făcuși? Ce se întâmplă? Ce a făcut celălalt? Ce a făcut? Intră în vent. Ce a făcut? Nimic nu a făcut. Cred că știu cine e. Și gen nici măcar nici nu observă, adică... Oricum a văzut. Arată double kill-ul. Da, exact. Păi da, mă, dar faci double kill fix cum începe. Cred că știu cine e. Claudel! Nu mai contează, dați-mi afară, hai că mă... Nu! Claudiu, afară! Dați-l afară și după ești pe Miazon. A, e și Miazon? Cum adică să dai Ștefan? Da, nu, că nu ești Ștefan. Nu am văzut nimic. Cum, că ai range-ul? Nu am văzut. Hai, băieți, ce? Era ca în departe, bă. Nu mai dai. Nu e recomandat de la scaun. Lasă-ne să te dăm afară, Ștefan. Dacă tu, sălbaticule, dacă tu-l văzuși pe el, el nu văzu. Păi da, bă, dar era departe Ștefan de mine. Ascultă-mă, deci voi erați în spate cu totul. Că se omoare. Am câștigat, asta e. Păi putea, dar nu că hai cu 5 de like-uri și vă iubesc.
Că era în afara range-ului, nu vizual, era în afara range-ului lui. Nici tu nu văzuși bine și mai plecat și în jos mult timp după. Wow. Eu nu văd corpul, eu văzui reportul. Imediat. Dar a zis, stai, el putea să vină să te omoare că tu mai mersești în jos după aia. Da, mă, dar nu dai exemplu. Și el plecă, adică nici măcar nu se întoarce vreun pic. Te recomand că sparg ăștia. No, nu, oricum nu era bine, mă, că se prindea lumea. Bă, lecturi, știi cum a fost din perspectiva mea? A revenit cu următorul meci, 2 secunde mai târziu, revenim cu următorul meci, am omit? Da. Hai, grasule, votezi azi! Da, își caută telecomandă. Ești... Grasule, ești cam prost, bă. L-a mirosit din prima, bă. A avut și un meci din votor. Bă, dar ce mai vrea, bă, două meciuri, unul după altul? Așa, asta și a fost ce? Un meci mai prost? Pentru zilele când n-am deloc. Roxy, chiar eu te omori până acum, nu te omori, nu? Nu. Așa, vezi ce băia ca lumea sunt. E, da, nu vrei să dai ciocolata aia. S-o no. Da, mă, păi da, oricum am una de dat. Roxy? Păi știu să facă două, da. S-o dau, mă! Hai, care mai e de intrat, bă? Care mai e de intrat? Da. Ah, hai bine. Hai, care intri? Nu merge, stați, că nu merge. Gata. Cum nu-ți merge, fată? Gata. Stai, să dau. Hai, dă-i start, dă-i start. Așa, start. Stai, frate, stai, că-mi pun și o reclame. Ia o să-l dracu, ne umple de reclame. Vedeți, bă, băieți, și electorii cu da. Săracu. Bă, bă, o reclamă nu pune, bă. Da. Ia să vedem. Este. Bă, să bă. Bă, mă piși. Da, mai zic nimic, nu, că zic să vorbesc frumos, dar samba picior. Nu, no, e bă. Urât. Urât din partea jocului, dar hai că îi prindem. Bă, o dată și o dată tot trebuie să piși o impostor, asta e clar. Dar când? Hai că l-o mor pe legumă. Oricum, știți că eu trolez acum, nu? Hai să-i trolăm. Deci, vreau la 5k de like-uri să-i trolăm, să vedeți ce le fac. Deci, stai să vedeți și voi cum îi trolez. Stai să vedeți ce trole dau. Că dacă nu sunt impostor, măcar să fiu al treilea impostor, băi. Hai cu 5.000 de like-uri. Steți-i. Rănca pam 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 pam. Ha, te-am prins de gumă. De gumă. Așa, pe aici, așa, bun tătuțu. Bun tătuțu. În termeni diplomatici, acest live este spontan. Și vreau să strângem suma de 5.000 de aprecieri la acest live. Dacă nu, vă vând cum am vândut și flota. Mă, taci din gură, Bercea, dacă mor să știți că din vina lui Domn Băsescu, mă. A trimis KGB-ul și ăștia după mine. Hai, mă, hai! Hai pe cameră să te văd! Hai! Opa, Iustinelu? Ai intrat aici. Ok. Unde e ce, mă? Nu știu. Am gata și pe mine tot. Dacă mor... Bine, oricum vă vedeți pe cine. Kimi, ia să vedem pe Kimi. Mamă, ce-mi place să mă uit pe cameră, sunteți nebună? Ești nebună? Aha, Roxana. Roxana și pe Kimi, ia să vedem. Ești tineru? Ia puc! Poic! Sar acum sânge din ea. Ia taci. Opa! Legumă. Kimi și Custeț acolo. Băi, băiatule! Ce mă, pe ce dorești? Că este pe 5k de like-uri! Hai și cu ce sigur la blană, băieți, deci săptămâna viitoare o să facem, bă, concurs! Nu, deci nu vă spun, nu mai, gata, deci nu mai spun. Dar săptămâna viitoare, băi, nu că o să, băi, atenție! Atenție, o să fie nebunie! Deci săptămâna viitoare o să fie o nebunie totală. Dacă tu ți-ați pomenit de CSGO, deci nu vă spun. Unde e, bă, pe aici, nord-sud? Da. Rank pum 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 rank pum 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 rank pum 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 pum. Miazonul, ce faci tu, Miazonule, pe aici? Miazonule, drăguț, hopa, ai făcut 5k de like-uri. Te pup. Hai, 5k 100. Băi, deci că văd așa like-uri. Băi, deci crește inima mine. Băi, eu chiar vă mulțumesc, mă, jur. Deci, uite, dacă se uite ceva, am lacrimi așa în ochi. Bă, deci când văd așa apreciere, nu, bă, nu știu, bă, mie îmi place, mă. Deci, mă jur, fără să exagerez, fără... Nu știu, bă, când văd așa apreciere. Bă, deci la un moment dat nici bani, mă, când mi-am mulțumit. Hopa, cineva văd ceva. Aha, te-am prins! Bă, ce aveți, bă?
Bă, voi vreți să pierdeți la task-uri, nu? E clar, deci sunt doi incapabili. Doi. Da. Eu nu e sigur. O bară din aia, o terminai task-ul în minut și un pic. Eu cu sălbaticul nu suntem. Te cred. Știi de ce îmi mai făcui scan-ul în coraj? Păi n-ai cum să vii cu sălbaticul. Ca să văd dacă îți făceai și tu scan-ul. Că mi apare. N-ai cum să vii cu sălbaticul, că sunt eu cu lectoratul. Este chimic cu Roxy. Da. Așa vă spun și eu. Ce căca să face când umblați câte... Pașară, aaaa, afară! Nu, la început nu reușit că m-a nebunit pisica mea, una miau să intre în casă și fusă ea. Ieși afară! Bă, și eu stătui cu tine și mă plimbam pe lângă tine. Cred că făcură 7 task-uri împreună. I-a zis să stau cu tine că face kill-uri, că te ia pe tine cu vătoare. Hai, hai Kimi, ia și votează și așa. Nu se făcea niciun kill. Zis, sunt curios ce votare, mi-a să vedem. Bă, schimbă mă cred. Nu, o să mai jucăm după câteva meciuri. Bă, schimbă mapa după asta. Nu. Păi stați împreună, pe bune, da. Păi jucăm 3 meciuri, ești nebun, ce ai? Dar Roxy, eu stătui numai cu tine. Păi știu, dar am stat cu tine. După aia mai venit și legumatul și cu nu mai știu cine, mai venit și Cosmin. N-a fost un meci deloc corect, serios. Hai, că am umblat numai singur. Bă, dar umblai doar singur, aia e ideea. Eu cred că e Roxy, bă. Da, și eu cred, dar am văzut că nu și-a dat vent. Și eu cred că e Roxy. Nu că suspect, foarte suspect. Dar nu mai stați împreună, serios. Dacă dau ciocolată, îl votăm pe sălbatic. Eu dau skip că nu omor pe Roxy azi, nu? Eu dau skip, îmi pare rău. Bă, schimbăm mapa. Nu, bă, n-auzi că mai jucăm câteva pe ăsta. De-abia am jucat 3 pe ăsta sau 4. Roxy, fusălăm noi, prieteni, dar... Dar până când? Dar tot nu cu noi. Da, eu observ că... Ia zi, bă, sălbaticule, sălbaticule! Ce comentar, nu mă omoră. Păi până când? Păi până când? Ideea că nici doar nu suntem. Am văzut că vin după mine, zic că atunci stă sălbaticul după mine și Kimi face acolo un pic de treabă până termin eu, dar... Ce căcă trebuie să fac? Până când ai tu culoat Sian, grasule, că eu eram Sian. Da, chiar eu. Ia schimbă-ți-o, hai. Da, bă, corect. Care nu intră? E rog Kimi, nu intră. Gata, mamici, mai bine. Bă, ce a făcut ăsta ping, Cristiana? Mamă, Cristiana e Maroc, ca căcatul. Seamănă cu tine, bă, aia e culoarea ta. Ce vorbești, bă, crembu ștopărit? Farfurie, tași din gură. Da, fată, da, sigur, sigur. A, e un pic la fată. Este, gol Roma. Vezi dacă punzi, vezi dacă punzi. Hai că facem și noi vrăjeală telescopul. Ce-a asta? Unde? Cine face mai? Ce se petrece de unde? Este problema. Bă! Hai să le țin asta de imamul lor. Bine, puteam să-i dau ăștia aici un gât așa. Hai să vedem. Îl vedem pe Cuismin. L-am luat și pe sălbaticul. Ia să vedem. Sigur că da. Facem upload-ul. Maxu Bercea, ia-te un CLS de 330 de cash, nu la pipoi, 35, bă, e cam mult totuși. Mamă, dar unde-i stețul? Bă, la cameră nu mor și-o pe nimeni. Mamă, omoră gura mare! Stețuleți? Uaaleu! Prea vedeai așa după mine, de ce? Păi am stat cu tine ca să nu stau singur. Deci, vreau să-ți spun ceva, Ștefan. Ideea e... Bă, ia de drumul de lângă Roxy, bă! Ideea este că, Roxy,
Kimi vine din stânga. Din admin. Da, și asta e corect, ia zi Kimi. Eu ai ceva de zis? Păi exact, ai singur. Mă, nu dau. Da, da. Sigur! Sigur! Eu l-am sigur! Cine era om de contaminație? Claudelei, dar cum e sala cu Iosimir și mai târziu și mi-a zonul. Claudelei. Deci voi ați fost trei împreună, practic. Claudel a dat fake la K. Nu am dat, am stat acolo să văd dacă vine vreun prost de impostor, să vadă dacă face... Sigur, sigur! Teoria e așa, teoria e așa, deci mi-a să nu mă și merg și cu... Cine vorbește, Ștefan? Andrei nu sunt, steți noi că a venit într-una după mine, ok? Eu sunt sigur că Ștefan e un. Ai devenit Andrei. Tu, pentru că ieși din ventul de... Nu știu dacă ieși din ventul de... Cum vrei tu, na. Păi dacă ești tu prin intrare până acum și n-aveai... Ia, face cuvinte liniște, vă rog eu. Roxy, fii atent că steța are prost obicei să facă kill și după aia să stea pe lângă tine să se întoarcă spre direcția unde a făcut kill-ul. Știi care e faza că a venit în continuu după mine de vreo 10 secunde și nu cred că a venit. Poate vrea să fie să aibă... Și Kimi a venit din stânga. Unde e kill-ul? Că nici măcar nu sunt de kill-ul. Băi, ascultați-mă, că vorbim prea mult. Bă, pe rând, bă! Alo! Vreau să mă duc acolo sus în continuu. Te ascunde și vă văzui pe voi că veniți să-i hai mă să vin și eu cu ei. Păi și kill-ul de jos nu l-ai văzut? Păi nu veni de jos, eram tot sus. Ah, stai așa, stai așa, stai așa. Bă, mă, ascultați-mă și pe mine. Bă, lectura cu cine era în specimen? Cu Justin și cu Miazono. Miazono acum veni, da? Pe ce parte a venit? Pe ce parte a venit? Pe decontaminare, de sus veni. Miazono e impostor, sunt sigur de asta. Ieși prin vent de la fire. Pentru că eu stătui, nu avea pe unde să intre pe altundeva. Se leagă, bă, se leagă. Da. Eu am votat. Mamă, Berșa. Mamă, Berșa, nu te cunie. Pe Cosmin, dacă... Dacă morții ne auzi, vorbească. Să ne aprind o lumânare. Stai, dacă ești tu și mai păcălit, să-ți fie rușine 5 minute. Dacă stai, nu faci 5 minute dacă mă păcălești. Leu. Dar de ce doar 5 minute? Atâți, bă! Puh, e mult, bă! Ok. Te rog să nu am văzut-o. Ia să vedem dacă și un kill pe aici. Ia să vedem. Nu vine nimeni pe aici. Opa, e cineva la weapons, fii atent. Fii atent că vine Cosmin. Ia să vedem. What? Claudel, că am dat și fake la task-ul ăla. Nu știu cum să zic, că de stângă task, clar la fel cu eu înainte. Efectiv era acolo unde am, unde m-am dat. Cum trecu ăsta pe lângă noi și noi nu-l văzurăm? Cine? Nu mă întreba, că nu știu. Cosmin, ba da, trecu pe lângă voi, că am văzut eu când s-a dus în O2. Eu nu l-am văzut. Eu sunt în la scan gen. L-am scan. Văzut eu când s-a dus, voi erați la boilere, că m-am văzut acum pe cameră. Și el a trecut. Da, și Cosmin e mort. Păi și Cosmin e mort. Unde? Acolo, noi. Ha? Ok, eu v-am văzut pe... Și Cosmin l-a făcut scan-ul, amândoi. Da, mă cred că m-am uitat pe camere la voi. Deci, dar nu știu cine s-a dus după Cosmin. Bă, eu de la început, unde am făcut... Și mai probabil, e vreun vent pe acolo. Unde? Unde? Da, e la copac, e la copac, la copac. Da, da. Așa, de la copac unde? Lângă lumini mi se pare. Lângă lumini și la camere. A, da, jos la lumini. Păi tu de unde știi grasule unde e? Ce? Tu de unde știi unde? Păi ce, ventul? Păi nu de câte ori l-am folosit de-l dracu, cum să nu știu. Crezi că corpul. A, corpul nu știu unde, nu știu. Eu credeam că Claudel o să mă omoare. Nu. Roxy, deci erai pe camere? Da, dar gen, doar ce-mi pare că m-am văzut. Al văzut răscareva? Bă, stai puțin, mi se pare că o cameră dă fix în venturile alea. Nu. A, da, stai. Nu. Deci, pe camere, cum se zice, ventul din O2, stai, ventul din O2 de la copac duce jos acolo la electrical și la camere. Corect. Nu sunt eu, deci doar ce-am intrat la camere, l-am... Am fost în Da, bă, bravo, că eventul nu. Eventul dă acolo lângă lumini.
Și la camere. Ziceți care pe unde erați? Eu eram la storage. Mai puțin, să zic și eu, că după aia trece timpul. Deci, foarte rapid. A început runda, am făcut alea două carturi, m-am dus prin specimen, am făcut Simon Says-ul, după aia m-am dus, acum eram la scan. În ultimele două secunde. De fapt, n-are cum să fie. Eu eram la, eu eram în centru, la storage, fix acum ieșeam. Un e o distanță destul de lungă de la weapons până la camere. Chip, că deci nu e rog. Informație, că vorbiți aiurea toți. Eu cred că e Claudel cu Bercică sau Kimi. Bă, s-a făcut doar un kill și mi-a zonă. Nu să fiu eu, bă, eu n-am picat în viața mea, impostor. Hai, stețule, să le dăm, vinăm cu asteț, vinăm cu a, că nu-i mai iertăm. Nu, vină, mă, nu le da kill. Vino Stez, vino încoa. Bă, dar ăsta e prost, rău, bă. Ăsta e prost. Hai, Stez, vino încoa. Mama mea, mă sparge, Stez. Ăsta e prost. Aici nu-i nimeni. Aha! Deci, steți kill pe Kimi, am văzut pe camere, Berce era lângă el. N-a dat report, hai, afară. Ce mă? Ce bă? Afară! Bă, fi șamaș pe tine de impostorul dracu ce ești. Cum dă mă vina pe mine? Mamă! Bă, el e impostor, bă, ascultați-mă, că arunc cam culea. Prima dată și după Berce. Bă, eu am plecat de acolo. Afară! Arunca aiurea, bă, arunca aiurea cu vina. Ascultați-mă, e Claudel, ascultați-mă. E Claudel, ascultați-mă că e Claudel. Arunca aiurea cu vina. Mix degeaba. Da. După e Bercică. Mamă, a, numai... Bă, nu mai steți cu Berci al votară pe ăsta, pe Claudel. Bă, dacă dă vina pe mine degeaba. Deci, exact. Deci, exact, steți să-ți fie rușine. Asta e prost rău, bă. 10, 8... Vino încoa, hai bă. Hai bă, omoară-l, omoară-l, hai! Fută-te în gură de dințos, vino încoa, unde ești? Vino încoa, prinde dințosul! Prinde dințosul! Dar nu se vedeau camerele, mă. Ba, ești prost, rău, steți, iarăși mă sabotezi. Ba, da, erau. Nu, păi de asta m-am uitat să văd dacă sunt sau nu. Aoleu, bă! Bă, steți, eu ți-am mai... Bă, cuși totul numai ca să mori pe Bergea. Nu poate, pe legumat, pardon. Nu poate, steți, nu poate mai mult. Mai mult, mă, să văd dacă sunt camerele sau nu. Și am văzut că nu pilpăi, am pe filmare, nu pilpăi, efectiv. Hai să zic o chestie, tu oricum ai mai fost... Băi, dacă vă dați sabotare la tu oricum tu ești suspect, steți, tu orice faci. Eram într-o parte, deci rămâneați voi trei. Și pe tine oricum te dădeam afară că ai mai fost suspect. Tu n-ai făcut un kill, băi, un kill n-ai făcut. Un kill n-ai făcut. Bă, eu inițial, bă, Claudele, nu mai facem, mă, mâncați așa ochii tăi de ăștia. Ce? Păi început de ce maro, nu? Deci început. Care hai cu 6000 de like-uri, bă, nu era nimeni la key și am zis că poate nu își dau seama impostorii. Dei start, amice. Bă, nebunule, păi nu ai tu par dubios din toată schema aia. Păi da, mi-a luat mână. Ies afară, îl văd pe grăsul, cum e așa să plimba. E așa să plimba, iată. Deci adăm pingul că te bat. După ce după mine, zis, stai, ia și mă omoară, mă, grasule, că poate să ieși și ție ceva. Că dacă bă, Andy, acolo... Da, mă, da, te e inteligent, tu aveai IQ 3000. Cu Berci, am mâncat, da, și te lăsai să mă omor. Păi da, așteptam să treacă 3 secunde să te omor. Bă, la limită, bă, nu știu cum nu-l văzurăs, că mori de năcască nu-l văzură. Pe cine, mă? Ai. Pe tine, că te veniră imediat așa, la milisecunde, fu. Ah, da? Nu văzui. Aha. Păi dacă joci cu steți, n-ai ce să-i faci, omul... Dacă el dă kill fix în camere, ce treia cu steți joci? Mamă, vrea să-l omoare pe Ștefan. Nu, dar îl dădui afară meciul trecut. Eu zic să zic că e Steț. Unde e mă din sosul ăla? Steț... Nu știe să joace, e prost. E legumat. L-am omorât în fața mea. Mă! În fața mea!
În fața mea l-ai omorât. În fața mea l-ai omorât. Ce se întâmplă, băieți? Bă, lectorate, le-ai omorât în fața mea. Steța mea a început să fugă spre curator. Nu, 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 credeți-mă, credeți-mă. Steța fugea spre curator, să-i fie atent că ăsta face kill. Când ajung la curator, Steța moară. Dar și report că m-a văzut că vin. Băieți, fiți atenți. Nu-i așa, nu-i așa, nu mai minți că nu-i așa. Nu știu ce mai fac acolo. Nu e așa, mă. Bă, zic, stres și după dăm pe legumat afară, ca să fim sigur. Spre mine? Cel mai stres e să-i dăm pe amândoi, că nu știm care din ei. Ai stres primul după legumat. Rămâne unul versus și. Băi, eu deja am votat. Dar voiam să întreb ce ți-a pe mine. Cine mai era acolo? Că mai era unul. Spuneți voi restul unde fuserăți. Că mai era unul și le depistăm imediat. La atât vă zic că n-am fost la ultimii. Uai, la aia. Hai cu 6 cadre. Hai cu 6 cadere like-uri, băieți! Ce cerșește, mă! Ia uite, băi, și tu la aici, tupeu are legumă în el, n-am... Bă, hoț e, bă, n-am văzut așa ceva, e hoț cât în cape, mă! Uai, la o femeie plie de lanțuri de brățări! Bă, oricum, cât o să fie acum pandemia, vă face fratele vostru niște live-uri frumoase, să moară să facă, să înțeptemească tot, să... Aia. Vreau și un PS5. Sigur, sigur. Când mai joci CSGO? Bă, săptămâna viitoare, credeți-mă, o să fie mari surprize. Deci nu vă așteptați la asta. Nu vă așteptați. Vă jur. Hai acolo cu 6000 de like-uri, ce mai sunt? Cine n-a apăsat like? Băi, acum să-l apesc, că dacă nu l-omor. Bă, de ce nu l-omor ăsta? Nu l-omor? Nu a făcut niciun kill sărbatic. Stai să vezi acum ce și cum. Da, stai să vezi acum kill-uri ce se fac pe bandă, ești nebun? Te scrie zile. Civlo nou, hai cu 6k de like-uri, băieți! Și încă o dată tot așa! Spune-ne ce ne pregătești săptămâna viitoare. Bă, e greu să vă spun. Na, e greu. Ascultați. Nici nu vă imaginați. Nici nu vă imaginați așa ceva. S-a dat lumina sau ce s-au dat colo? Telecomunicațiile, ești nebună? Ah, stai să oprești ăsta. Ok, ok. 6k de like-uri, vă pupă fratele vostru, bă, sunteți geniali. Să știi că am jucat cu Roxali, ok. Când jucăm și noi, bă, avem deja aici oamenii, suntem toți, suntem pe bine, se iau tipe sărbaticul care vrea să omoare. Mă, ce ești, da? Uite double kill, uite, e. Uite double kill. Dar nu, că le-i frică. Aia și Kimi, încurcă Kimi. Bă, ascultați-mă. Bă, ce câncele ai, ce ne... A? Nu, nu, asta da de boromă? De but. Mia zona. Bă, dar nu, bă, dar nu prea mai fac ăștia kill-uri, le frică, îi vedeți? De ce îmi citești comentariile? Bă, a, de ce nu, fii atent. Pe cum să le citesc, mă, pe toate? Uite ce e aici, ești nebun, e la kill, e la kill. E la kill, să moară, să facă, să înțepenească, ești nebun. Claudel, he, tragem jlițul la izmene, aha. Pe ce ți-am dat pe Insta poze cu BMW-ul meu E65, te uiți, te rog. Bă, chiar o să mă uit după live. Bine, eu tot intru, na, fă troll și după ce mor spune cine a fost. No, că le strică asta. Aha, ia Claudelovici. Bă, da ce lectură ce a scăpat la o dată afară pe stez. Bă, n-am văzut, bă, ce păi de mine. Fii atent, sălbatic, cum se duce în specimenii, să vedem, în specimenii cineva, nu e nimeni, se duce geaba, ia să vedem pe legumă de ce face. Ete legumă. Opa, s-a mai murit unul. A murit unul, fii atent. Fii atent că a murit unul. Dar unde l-a murit, gen? Claudelu stă tot pe camere.
Malachito, salut Bercea, tot respectul, te pup, uite-l pe ăsta, cine era verde? Era Coismin. Te pup, Malachito. Malachito, Malachito, rancă, rancă, pam, pum, pam, 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 rancă, pam, pum, 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 rancă, ia mă, ia să vedem, ce mai fac ăștia, domnule? Ce se petrece, domnule, care e problema aici? Ce se petrece, domnule? Băi, eu v-am prins că fiecare dumnezeu, domnule, ei, o să vedeți și mai multe. În partea mea, copilul de aur, Bercea, cel somnorosul. Rancă, pum, 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 rancă, pum, 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 pum. Among Us, am uitat, am încurcat clipurile, n-are importanță, asta se mai întâmplă. Dar nu știu de ce l-am pus, deci acum stau și mă gândesc de ce l-am pus, eu de obicei îl puneam secundar. Na, când te duce capul și ești prost, asta este. Ia să vedem. Poc, 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 ma, au, 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 au. Atențiune, a venit buldozerul, bă, mă, bă, da, se joacă ăștia, nu se joacă. Băieții. Deci, vreau stați aici alături de mine și să-mi spuneți dacă credeți că lecturic o să găsească cadarul. Aha. Da. Unde fost? Care, ce și cum? Ai fost cu mine. Da, interesantă treabă, nu? Interesantă treabă, da, că Kimi o luă înaintea noastră și e moartă. Ne. Justinel era în urmă, nu fu el. Roxy nu fu. Mai rămâne că Claudel da, și Justina Savagelus. Da, Justina a venit pe sus, nu? Era da? La camere. Veni cu voi. Și dacă erai la camere, cine mai a ieșit din bibliotecă? Nu știu ce să zic, dar eu eram la storage și nu văzui nicio cameră aprinsă. Păi nu. Când s-au dat reactoarele, erau ușile închise și am plecat. Gen, am plecat să mă duc. Dar și voi nu mă întâlni cu tine. Pentru că nu am ieșit de acolo, eram la ușă și fix când se desfac. Deci înseamnă că unul dintre Sălbaticul și cu Claudel e impostor. În prima rundă, unde ați fost când s-au făcut kill-urile din laborator? Prima rundă, mâncați, aș nici nu mai știu unde. Da, da, da. Nici nu mai știu. Ce vrei să mă apuc să mint? Chiar nu mai țin minte unde eram în prima rundă, că și dură puțin. Nu mai știu. Chiar nu mai țin minte. Roxy, pe cine votăm? Roxy, am făcut scan-ul. Bă, voi dacă ziceți că erați toți trei și nu ai cum să mai perspectiva. Da, chiar, stai. Să-l bat cu afară, dacă Claudel și Roxy votează. Nu cred, afară pe Fradiso. Bine, să-l bat cu colegi, că nu ai văzut pe aia doi din spatele meu. La bă, tu trebuia mă să faci skill acolo, pe mine nu m-a văzut nimeni în electrical. Pe mine m-au văzut, asta e. Eu nu zic mâncați așa să nu stați. Bă, eu crezui. Bă, pe bune, eu până acum am crezut că e lecturicul impostor. Eu pentru pielea mea, că ziceau că sunt impostor. Lasă-o, bă, că erați 4 în continuare. Grasule, mă jur că până acum am crezut că tu ești impostor, că la kill-ul ăla mi se păru că tu-l făcuși. Nu steți. Bă, grasule, erau 4 în continuu împreună și unul singur impostor. Bă, dar toată lumea și pe live așa văzut, gen că tu l-o murești pe ăla, nu steți? Stai, 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 3 minute. Nu, eu mergeam numai cu Andrei, restul vreau. Vezi cum e, amice, vezi cum e? Să mă împărce că eram pe admin și erau 4 în electrical, ăsta 4 în laborator, 4 în specimen. Eu cu Andrei ne făceam task-urile acolo. Ce mai fac, mama ei. Cică, hai să nu mai stăm așa împreună. Mine, eu stătui pe lângă ei ca să nu zic că sunt eu. 1, 2, dar 4. Ăsta tot acest timp 4. 4 minute, 4 în ăsta. Ești singură că e slab și nu știi să joci. Păi ce căcat să faci? Pișeam aș pe tine să mă piși. Hai moară, mă, hai moară. Ce să fii ca să. Claudel, afară, am văzut coarnele. E sigur? Da. Claudel, ce? Fix la electrical, cred că ajungeți să facă. Bă, confirm că nu e electricul, că intră odată cu mine, dar fuc o secundă în fața mea, gen, dar n-avea cum să fac. Nici nu era la electrical. Bă, dacă zice că e Claudel, înseamnă că e Claudel. Dar vezi că mai are cineva coarne. A, sau nu știu și le știu. Deci, în primul rând, nici nu eram la electrical, m-am dus în dreapta, acum am coborât. Sigur! Hai, bă, nu mai are sens, Claudiu. Grasule, ia zi tu, fu sau nu? Cum a zis-o așa trist. Hai, juca toți, da. Cosmin, ești slab. Zi-l și ce face Cosmin este, hai, Cosmin, ești. Bă, Claudele, hai cu 7 cad de like-uri, băieți. Cum te-ai să fugi după kill-ul ăla? Pe bune acum. Băie, cea mai mare idioțenie să faci acolo kill. Tu ești nebun la cap. Doamne, ce prost. Vezi că nu ești pe mut, bă, cea. Bă, păi știu, bă. Păi oricum, ce mai, că e Cosmin oricum. Cine, mă? Ăștia slabi de tot.
Nu sunt eu cu aici, ce aveți? Hai. Rog, sunt aici pe mult. Rânc pum 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 rânc pum 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 pum. Bă, ce dracu, mă. Hai să te ca și un impostor să vedem. De ce îl dai pe la afară sau nu? Eu l-am văzut pe Cosmin cum își dă vent. Da, să afară. Bă, ce vrăjare are pe capul lui, bă. Ce, bă? Pișeam aș pe ce, da, să afară. Da, bă, dar nu le vezi că dacă nu ești tu. Nu, eu zic, stop, stop, eu zic să-l votăm pe Berșică. Nu, nu mă dați-mă pe mine. Bă, că pierdem timpul, vreau să pierdem timpul. Votați, nu, nici Bertea nu e, dar e retardat și face mișto. Vedeți că e Ștefan, spun mai mult ca sigur. Că strigă Claudel Miazon. Eu sunt, da. Nu, că Claudel a făcut la mișto, tocmai de-aia. A, nu e el! Ce prost sunt! Ori ești prost, ori ești prost. Da, e sălbaticul! Jur! Am alachit o belcică, îți mai dau un... E reactorul, e gras. De pe pensie, când mai bagă zonă, te pup. Mersi mult. Și apreciez donațiile tale. Și ale tuturor. Și nu neapărat donațiile, cât și prezent. Bă, asta e prost? Too fast. Fiți atenți. Și am așa pe mine de card. Părerea BMW pentru BMW M5, no. A, sau pentru 2 ani de experiență? Bă, merge, no. Adică ai destul de experiență, în 2 ani cred eu că nu e chiar așa de rău. Adică chiar nu e rău, no. După 2 ani, bine, 2 ani de avut un BMW înainte, sincer. Deci dacă n-ai avut tracțiune, propulsie spate înainte, nu te aruncă, e prea periculos. Hai de capul meu. Bă, eu am crezut că e Cosmin, bă, am avut și eu șeptar. Rancă pum. Urcă-te pe mine, fracă-te mai bine, dă-i motoare verticale. Păi de alea, păi deasupra, păi naturale, păi naturale, păi naturale, păi naturale, frumoasă. Hai, vei. Hai, mă, hai, omor. Omoară-mă, mă, hai, nu mă mori. Hai cu 7.000 de oameni. 7.000 de oameni. Bă, dar mă oftic. Noi membri, ia-ți un BMW M5, vedeți-le. Bă, da, dar e cam... Nu mai vreau mașină veche, jur. Mă, da, cine mai e impostor? Asta nu înțeleg eu. Gen, nu știu care mai e impostor pe aici. Ia să vedem. Îți poți cumpăra multe mașini de prima instanță. Da, de 20.000 poți iei foarte multe mașini. E o varietate enormă mare. Adică, nu știu. Depinde ce vrei să faci cu ea. Na, nu știu. Arancă... Eram sigur. Da. Da. Bă, astea spune și nu sunt eu, mă jur. Bă, nu sunt eu! Bă, nu! Ce secunde la gunoi? Bă, nu sunt eu, sunteți nebun la cap? Bă, nu mă dați afară! Nu, că nu votez, fac grevă. Fac grevă. Bă, sunteți nebuni? Dați-l afară. Și dacă nu ieși, meriți să ieși, hai. Da, la cât de prost ești. A, bine, legumă, tu ești. Păi îl dai afară pe Cosmin. Bă, eu vă spusei că Bercea e al treilea impostor, nu e el. Bă, dar mai taci, bă, Cosmin, e pești mort. Și e și prost. Și mai e clar, bă, uite, gata. E chimicul Roxy, clar. Da, suntem. Cred că e Andrei. No, cred că e familia Obrea, nu știu de ce. Bă, ce javre, mă! Rog, sunt aici pe mut. Lasă-mă că nu vorbești. Da, dar zic așa, ca să știi. Săracul Justinel, bă, dar n-am avut nicio treabă! N-am avut nicio legătură. Nu știu, bă, ce noroc au ăștia.
Bă, ce ne simți, băi. Ia zi, băi, șmenghe. Așa că nu am buton, pe cine dăm apa? Bă, nu știu. Să... No, no, să ne simțiți, fiți atenți și voi. Pe Kimi. De ce? Pe Kimi, eu zic că pe Kimi. Pe Kimi. Treaba noastră. Nenorocită, îi omorâși pe acolo și pe la săracul pe la Ștefan! Seismi. Bă, tocmai pe Ștefan, fată. Mai, leo, l-a prins deci pe cine votăm? Dacă e legumatul cu sălbaticul... N-are cum să fie legumatul cu sălbaticul. Îl văzut pe Claudel din start când l-a omorât și dacă nu era Claudel, se făcea mai multe kill-uri până acolo. Pe cine ați votat? Pe Kimi. Pe mine. Claudel, tași că ești mort. Roxy, tu urmezi. Da. Acum am pus să se da pe mut, uite că e pe mut. Vezi, mă, ce-ai păi făcut? Păi nu, dar ce-am făcut? Serios? Tu urmezi. Roxy. Bum, bum, s-a capaca. Dă jos fusta. Hai să terminăm task-ul. Când i-ai omorât pe... Urcă-te pe mine! Freacă-te mai bine! Dă-i motoare verticale! De... Mamă, mamă. Ce... Ia stai, mă, ia să mai moară unul. Hai, Roxy, dă-i kill, dă-i kill. Mamă, trebuie să mă tun, băi, nu mai pot, băi. Fugi, 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 fugi. Wow. Roxy! Wow, wow. Unde l-ai găsit? Wow. Păi nu erai lângă mine, mă? Nu, eu plecai. Mă, cum adică ai plecat? Erai lângă mine. Plecai. Hopa! Adică? Plecai, mă, răzăi să fac luminile! Tu unde erai? Eram în tine. Păi cum mai erai că plecai? Wow. What? Ba nu? Mă, e aia electrical? Da? Tot, păi și tot acolo. Unde tot acolo? Că tu rămasă și în urmă la un moment dat. Nu, probabil e lag. Eu eram ai cu 7k de like-uri, băieți. Deci eu îmi bat picioarele în el de mea și-mi proști ăștia care dau afară aiurea pe Bercică și pe ălălalt. Habar n-am cine e. Foteți Roxy, dacă nu e Roxy, voi sunteți vii Roxy. Am stat mereu cu tine, cum bine, să... Bine, mă, era, bă, greu era. Nu, nu, nervează prostul ăla de Bertică. Roxy, iartă-mă, băi, n-am vrut să... Bă, m-a văzut sclavul ăla. Dar sclav monstru, geam aici, o crădanu. Bă, dar n-avei cum să mă vezi. Îți văzui coarnele, ești nebun. Bă, dar n-avei cum. Ba, bă. Eram jos de tort. Bă, eu zic că e Cosmin, că zisă... Bă, da, prost jucat. Mă, Amir, câștigai. Hai, mă, schimbăm mapa. Hai, hai. Da, ce plăcea l-a avut Bercea pe el, căci că îl văzui cum ieși din vent. Da, păi zice așa, dar oricum, eu eram convins că el e. Păi da, dacă o zici așa, de-aia pierdem. Păi, nu vezi, de noi păi, practic de-o dăm doi afară. Schimbăm harta? Da. Mamă. Păi vezi că nu e bun deci cod, noi de-o dăm doi afară, nevinovați, fără să fie niciun kill, nimic. Da, mă, da. Ce cod e ăsta? Dar bun. Ah, dar când game not fine. Cred că ai pus ceva în plus. Ah, da, și că ăla e. Că nu, W ăla e în plus. Ah. Ce e în plus, mă? W? Cum că căcate W, păi, tocmai prima literă în plus. Păi, da, apăs, când vrusai să apăs pe ăla, nu știu cum căcate apăsai pe W. Nu mai mergeam pe aici, pe, cum se numește, mă, pe mapă. Și când dădui pe Discord, mi se puse un W. Mai, Leo. Păi bine, vezi că suntem noi. Dacă suntem noi, da, bă, stai să-mi schimb culoarea, că eu nu știu de bă, loc. Oricum. Care cum acolo? Suntem, frații, obrezi trebuie eliminați primii. Claudiu, dă-ți coardele alea jos, așa. Nu, mai nu mai vezi că tu trebuie să-mi dai o ciocolată, că nu te omori. Așa eu joc. Da, îmi pare rău. Hai, băieții, da start, dă-i start, sălbaticule, dă-i start. Da, bă, ce fac Roxy, că m-a prins ăla. Da, dar nu știu, sunt mândr că măcar n-am dus până în stadiul ăla. Adică atât de tare ați fost în Andrei. Iarăși nu pic. Arcă aici oricum se fac kill-uri. Ia proștia culorile. Eu am picat doar o dată, sunteți nebuni? Am picat o dată. Și m-a dat afară gen din cauza lui Steț, am făcut kill-uri, am fost bine, am jucat, am... Dar n-ai ce mă când joci cu Steț. Care... Nu este tare. N-ai ce mă. Sunt aerodinamic. Stai, ia să vedem care-s criminalii astăzi. Aplaud. De ce nu jucați pe Europa? Pentru că, nu știu, uneori nu merge pe Europa, nu înțeleg de ce. Și Kona nu merge uneori și gen așa mai bine jucăm așa. Șeca, băieții, și șea.
Bun tătuțu, bravo Bercicule, drăguțule. Roxana, ia să vedem care mi-a zilele. Tu mi-ai furat zilele, le 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 le. Ah, hai că a ratat-o. Bam, bam, bun. Capul acesta nu-i bun, nu-i bun. Unde? Ia să vedeți. E clară treaba pentru mine. La camere. La camere? Da. Păi și tu de unde știi că o-ți vine? Pentru că fusei acolo. Da. Ce veni și eu. Care erau cei doi din Upper Engine? Eu cred că a fost Sălbaticul cu Bercică. Da. Vreți să vă spun și de ce? A. Ei niciodată nu umblăm împreună și acum venirea împreună, din stânga. Nu, chiar venirea m-am dus din dreapta. Erați patru în electric, care da. E? Deci eu, sincer, eu eram Ștefan. Ștefan, ia spune, în ce făcuți tu unda? Deci stai, mai ce să ia patru? Stați un pic, lasă, ăia eu patru. Electric, eu am fost cu Bercică și o, cred că este, nu erai tu, nu erai tu. Eu fost Chimic. Așa. Chimic. Așa, așa. Stați un pic, așa. A, fi da, plecai. Și în mintea hai, băieți, cu 7000 de like-uri, că mă enervez. Să facem kill-ul în camere și eu nu și Bercea, că suntem amândoi impostori dacă noi eram în electrică, la amândoi cu voi, nu? Bă, când a venit străziu, kill-ul e sigur mai de mult. Care dacă veni eu cu Justin și cu Bercea din dreapta? Nu este mai de mult, este, să zicem, la aproximativ... Eu eram deja acolo. Pentru că în security... După tine să-ți faci gunoiul. În security erau doi la un moment dat și a dat vent în Medbay și din Medbay s-au dus în Upper Engine, ceea ce te-am întrebat. Cine era în Upper Engine? Eu veneam de acolo, dar nu eram în Upper Engine, nu avut să-i task. Venit de la Electrical și m-a văzut și Electura când m-a văzut. Și dacă veni de la Electrical... Bă, stați! Cosmin, cu cine mai erai? Singur, pentru că toți erau la Electrical în momentul ăla. Lectura stătea la ușă și erau toți în Electrical acolo. Ia uzi legumă, ce făceai tu la ușă? Te întreb eu. Așteptam. Pe cine? Pe Ștefan. Ca să ne omor sau cum? Claudele! El intră cam în la începutul meciului, ce făcuși? Nu, înainte, unde l-am întâlnit? Stătuși numai cu ea? Asteroizii. Nu, 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 prima și prima dată ce făcuși. Bă, lăsați-mă moștii pe mine! Așa, și sub tine cine ce făcea, că nu mai știu să nu știu, na, nu mai știu. Eu am luat în dreapta, eram sigur pe toată partea dreaptă eram. Bă, dar nu știu, mai tăceți odată. Vedeți că cred că e Cosmin cel. Bă, nu-ți mai băga ăla în cur, bă! De ce dai emergency? Lasă-mă, lasă-mă. De ce dai sălbatic, bă? Ia liniștea, să vorbesc și eu, că voi vorbesc. Și nu fac a doua parte de la gunoi. Și după intră în electrical, nu făcu nimic și ieși înapoi și s-a dus în partea bă, aia. Bă, am făcut și firele și celălalt. Bă, fă liniște, bă, Sevil, lasă-mă să vorbesc bă, și eu. Bă, lasă-mă, Chimi, cu unde te întâlnești cu Ștefan? Bă, de eu acum să te bănuiesc, de exemplu. Ia, ia, bă, nu ești, bă. Unde te întâlnești cu el, pe bă? Dar unde te dai sălbatic? Nu mă, păi veniți răți amândoi de sus, asta nu înțeleg. Cum de sus? Eu venit de sus? Da-ți refresh, bă, da-ți refresh, da-ți refresh. Veniți tu de jos dacă eu venit de jos. Hai cu 7000 de like-uri. Mare ești nebun, eu de jos venit de la electrical. Da-ți refresh, băieți, probabil a căzut puțin pentru o secundă, două. Chimi, știu venit de la electrical și eu îi văzui că venit cu Ștefan de sus. Cum venit de sus dacă ai venit de jos și m-a văzut și Sevi? Mă omor. O fi oare Cosmin? Bă, n-avea cum să te vadă că se era în electrical. Ba da, deci... ba da, văzui când trecut pe lângă mine, jos. Nu știu, eu suspectez pe Ștefan și pe Sebi momentan. Că Sebi aruncă vina da, aiurea pe mine. Și mai cu 7000 de like-uri, pentru că nu-ți termin task-urile, că treci pe lângă gunoi pe care l-ai făcut lângă noi. Mama mea, bă, mă omoară ăștia, stau, stau de 5 minute și nu facem nimica. E Cosmin, la treaba voastră, hai. De ce e Cosmin? Că poate n-ai Cosmin. Că nu-și face gunoiul, ce înseamnă că e Cosmin? Păi dacă eram trei oameni acolo, doi dintre ei își făceau gunoiul, Cosmin trece pe lângă. Pentru că mă duce la electrical, nu au vrut, eu mai sar pe da, nu vrut să-și bă, lasă vrăjeala, Cosmin, dacă nu vrut să-și înseamnă că ești tot redus. Bă, mă, dacă așa jucă el, ce cu el? Aoleo, băieții, nu se poate așa ceva, deci le place taina, taina, doamne, bine, nu știu cât de voi spuneți taina, dar gen, chiar le place vorba asta la ceva despre ea, n-am văzut, da și voi un refresh care... Care va fi noua mașină? Bă, nu știu sigur încă, dar oricum. Ia uite că nici eu nu-mi fac... Nici eu nu-mi fac gunoiul, ca să știi, prietenul meu. Impostor. Ia uite-l. Sigur. Bă, da, grăsanul ăla nu-și-l dă, mă, și-l pe mut. Bă, Rostine, nu mai mișca, bă, ăla.
Au dat de pe mut. Ușine, că ești cel mai tare. Ușine. Gata, mă, s-a dat și la grăsanul pe mut. Bă, dar de ce nu mi-apărește aici? Trebuie să mi-apară. Hai să vedem. Bă, dar poate o să fiu și impostor în viața asta. Mă gândesc, nu știu. Dar ce e impostor? Sigur, sigur. Stai că te rugi pe mai. Hai, hai cu 7000 de like-uri, băieți. Ce să mai sunt ca și făcute. Ce să mai. Eu vă pup oricum și vă mulțumesc mult pentru like-uri. Și săptămâna viitoare o să fie o nebunie de live-uri. Nici nu vă descriu, dar nici nu vreau să vă spun mai multe. Gen cu multe premii, frate. O să avem multe premii de dat. Gen, nici nu vă imaginați câte premii o să dăm. O să dăm... Bă! O mulțime de lucruri, șmecheri. Ia să vedem ce face sălbaticul pe aici. Te-am văzut sălbaticul. Ia să te văd eu pe cine a murit pe aici. Aha. Mă, unde e sălbăticelul ăsta? Mă, nu cred că e sălbaticul. Nu știu de ce am impresia asta. Hai să vedem. Hai să vedem. Hai, prietenul meu. Un impostor sigur este pe aici. Bă, hai că nu mai am așa multe ăștia. Uite, bă, 7000 de like-uri, cum se vând acolo. Cum ți-i văd. Hai, leu, ia. Da-mi-o trusita. Ia-o sparpanele, vrea să-și cumpere petarde, mâncava așa. Să vedeți ce petarde îi bag eu în fund. Ce să iasă? Sună periculos, trage fusta. Sălbăt, ce l-a fugit de mine? Kimi, ce ai de spus în apărarea ta? Oh, nu. No. Nu trebuie să fie acolo, bro. Ma. Da. Convingat. Ce vrei, mă? Și iar sunt... te voi răzbuna. Nu știu. Și iar sunt doi care nu știu să joace. Vezi, mă, voi să dea pe Colzmin. Ba, dacă e prost că sunt patru oameni acolo și nu joace cu voi. Nici nu fac cu noi. Bă, Fusoi, bă, dacă sunteți handicapați, erau patru oameni, ce ți se putea întâmpla cu tine al cincelea? La ce nu-ți faci task-ul când e foarte easy și durează și două secunde? Mă, ce ai cu el, mă, că poate nu văzut, că nici eu nu văzui. Mă, cum să nu vezi că-ți arată săgeată la, păi la care l-ai făcut? Păi că nu mă uit la săgeată, ce-o mă uit. Arată o mare săgeată. Hai mă, lasă. Hai, Kimi, votează. Hai, nu mai contează. Eu, am dat din greșeală. Și l-am urât pe Justine, mă, ia-te așa, unde ești cu corpul? Sevie, spune-o după de ce ești al treilea impostor. Claudiu, la electrical. La electrical. La electrical, la următorul ăla și că se tot plimbă după mine. Justinelu era în stânga pe la laborator. Când înainte să moară. Sigur. Păi lui Cosmine am dat, bă. Justinelu am dat și mie. Bă, dar cine mai impostor, eu nu mai înțeleg. Deci nu știu, ăștia mă omoară așa. Nu, nu, nu. Să vedem ce o să iasă. Nu, pe vehicul o să tragem și ăsta mai jos. Avem Simon Says. Așa da, hai mai dăm una aici. Bun. Așa și hai, tâc, 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 tâc. Gata, tai, că uite, Belce are task-urile terminate. Mai e puțin. Mia zona, eu trebuie mia zona, vin și la camere. Apoi dacă suntem toți la camere. Bă, dacă suntem toți la camere, ce mai facem? Uai de capul meu. Uai de capul meu. Uai de capul meu. Sebi vine cu un euro, hai saluti, te pupi. La goguguțe. Goguguțe, bă. Roxana, ia să vedem.
ce vorbește, mă, că pentru noi task-urile? Legumă, pe este. Așa, Roxy. Mi-am dat seama. De ce, de ce stăteai la buton, gen, nici măcar pe el, și nu făceai oxigenul? Și hai să-ți mai scot treaba, mă, că am urmărit mai devreme. Ideea e că stăteați câte 3, câte 2, ce puteam să fac. Băi, Sebi, deci la nu știu să mă ascult de deloc meciul ăsta. Cu ce stai ascult, bă? Eu, tu fusești al treilea impostor. Eu când îți spusei că Kimi și Miazono veniră amândoi de la Upper Engine, tu că nu, că veni Kimi de jos. Kimi veni de jos, ești prost, îți arăt pe filmare. Amândoi veniră de sus. Veni de jos. Nu veniră de sus, eram de jos, veneam ceai. Dar și Andrei zise că îl văzut pe Istinel jos. Oricum, oricum, acolo suspectam deja Ștefan că el o luase prin făcut kill-ul la security. Da. Ștefan era de suspectat, dar Kimi dacă veni de jos, tu nu, că veni de sus. Pă dacă eu vă zic că trebuie de mine jos. Păi și eu, că să plimba pe lângă mine, că hai să facem. Păi dacă îmi terminai task-urile, ce să mai fac? Bă, lasă-mă, de ce poți să stai dinainte să termin task-urile? Da, păi le terminai. De când mă întâlni atunci cu tine? Nu vreau să răs deloc să mă ascultați, că îl dădeam pe mia zonă dinainte să facă ceva. Te că locul... Nu te ascultai că dai ăsta, nu-ți faci gunoaiele când suntem. Pentru că nu le văzui, mă jur că nu le văzui, îl făcui pe primul de sus cu Claudel. Hai care mai nu intră, hai care nu intră, steți. Ba nu, ești Kimi. Nu, mia zonă. Nu, mia zonă. Nu. Claudel. Te îngură Claudele. Claudel, nu. Cine, cine? Tu, bă, dacă nu intrai Claudele... Tu, Claudele, tu. Nu sunt eu impostor, să știți. Mamă, e impostor. O dată am picat. Deci o singură dată, pe bune. Eu am un M8 bun, da, mă, da. Băi, băi, hai să vă învăț ceva. Nu mai mințiți, mă, că nu e frumos, mă, băi, nu mai mințiți. Sunt mort. Deci, nu mai mințiți, că nu e frumos să minți, n-are niciun rost să minți, băi, e ca ăla, nu contează. Hă? Nu văd nimic pe aici. Ia, bă, deci știu-i că e ea. Știu-i că e ea, deci știu-i. Ați văzut și voi că am zis, băi, știu. Da. Unde? Justinul e impostor, gata, dați-l afla. De ce? Un lucru de zis, eu făcui ăia, asteroizi cu ăla. Ai, Justine, lasă-mă, se dă du curentul, mă văzut la down-ul ce aveam ventul sub mine, ce te gândi să mă umor? Las că fugi și după te rămăsești tu singur și te uitași după mine dacă mă întorc. Mama mea, hai că nu merge așa, ești nebun. Te vă zic că faci asteroizi și după ai făcui și eu. Nu, atunci fac down-ul și că am ventul sub mine. Bă, Inel. Ori Iustin, ăsta Marian Ilimia, vezi, aduce-te, se duce. Și Iustinel, nu, stai. Iustinel acum se întoarse de teleport, că el se, după ce văzut că plec eu de acolo ca să nu mă omoare pe mine, se duse la navigație, l-o omorât pe mine. Bă, deci stai un pic, Cosmine, încep, dai știu de la început până la final. Bă, mă duc să-i apăsai pe task-ul cu fire și după văzut în dreapta sus unde ți-arată din imagine că era badiu și mă dau să-i dau report. Lasă-mă să vorbesc și eu acum. Ia, fiat. Deci, eu eram la... acolo sus unde sunt două venturi, făceam down. Deci mă omoară. Și Iustin al meu tot stătea, dar nu făcea gen asteroid. Cine? Și bă, da, îi făcui ba, când te pusești la download, ca să văd dacă îi făceai. Așa. Și când văzui că se stinseră luminile în timp ce făceam download-ul, imediat ieși și mă duse încolo ca să nu mă omoare Iustin. Plecai și acum mă întorsei, Iustin veni cu mine spre navigație și îl găsirăm acolo mort pe nu sunteți niciunul din voi. Cât timp eu plecai, eu sunt făcut. Eu zic că nu sunteți niciunul din voi. Ba da, Iustin este că prea să atacă ba ăla cu el. Nu, Cosmin, nu e că vă zic că face asteroizi, dar e prost. Nu, e Iustin, nu vă mai jigniți. Nu vă mai jigniți. Nu mă mai jigniți. Nu toate lecturicul. Nu tu, Iustin. Ia pe tine. Zi lecturicule, ce. Hai cu 7. Claudel, mă, să vă de mai făceam cu el acolo. Hai cu. Sunt două kill-uri și mai probabil nu știu dacă sunt în acea zonă. Unde e? Dar nu știu cu cine mai. Unde fusă Kimi? Eu nu aflam nimic. Momentan oricum trebuie să zic, da, că sunt ăștia. Nu, eu vă spun că nu e Iustin, mă. Voi erați pe lângă cineva, sălbatic, Roxy, Kimi, Steți? Eu eram în electric, veniți. Ori e sălbaticul? Steți, când veniți și de un... Dar stai un pic, că până la urmă nu știu din ce parte veniți. Pardon. Sălbatic. 3v46, cum să-mi fiu bun.
Nu știu de ce am zis că e sălbaticul, da? Dacă vedeți, se cam confirmă. Ia să vedeți. Ele. Ascultă-mă că el. Ia să vedeți. Da, că mai fac și un task cu asta, o șmecherie. Tașca. Care e? Ok. Da, mă, hai. 888 de cade abonați. Sigur. Ce vă plac femeile. Oh, aleu. Femeile pline de lanturi de brățări. Sigur. E chimicul străbatic. Ascultați-mă. Deci de chimie știu sigur că. Ia să-l dăm pe săvăgerul. Hai, mă, hai. Eram sigur, știam. Deci eram 100% sigur fără să... Uite așa, l-am văzut. Păi cum e miros, bă? Dar degeaba, păi și pe Kimi atunci a miros-o dintr-o mie. Deci pur și simplu am văzut-o, ea era. Intrăm cu Josie? Hai, ieși prostul, ieși. Nu vrea să iasă. Nu te cred! Du-te, Roxana, du-te! Du-te, Roxana! Unde? What? Fu fix what? Lângă mine sau unde fu Justine? Ce făcuși, bă, Kimi? Ce vrăjeală! Bă, ce făcuși, bă? De unde până unde sunteți? Nu știu, tu rămâi. Aaa, e Kimi cu sălbaticul. Și știți de ce? What? De ce? Pentru că Kimi nu era așa de proastă să facă kill dacă nu era un impostor, încă un impostor cu ea. Eram 5 acolo, câți eram, ești nebun? Eram eu, Kimi și ăla. Mihia, uite-l, bă, ce tupeu! Nu era și Steț, că parcă-l văzui și pe Steț. Nu era. Ce tupeu! Bătați Kimi afară și după... Bine, mă, Grăsane! Bă, ești nebun la cap, că eram în partea de sus și ajunsesem la Upper Engine. Ce le-a făcut-o, Grăsane? Hai, Kimi acum, dați Kimi. Bă, eram în Upper la intrare, ce ai? Kimi după sălbaticul. Plus tu ești nebun la cap, eram la Upper Engine. Da, cu Kimi, cu Roxy și cu mine. Și zise, Kimi nu era așa proastă să facă kill dacă nu era și timp. Bă, aparent, fu! O fi vrut să facă stack kill, eu știu. Eram sigur că l-a văzut și Roxana. Eram sigur. Ce l-a dus capul pe Grăsanovici. E fent, ia uite aia. Bravo, Justine, că venea după tine. După Biel? Mă duceam să dau butonul nebunilor. Da, nu mai contează, pleacă de aici. Bă, eram în partea de sus, eram în Upper Engine, în pui. Pleacă de aici. O, ce a făcut-o? Taci. Chiar îmi pare rău. Dar chiar nu te cred, i-a făcut Justin muci! Tu ești! Băi, Nu te-ai arătat lângă tine, că am pe filmare, ești nebun. Da, ești prost, dacă eu spun că te-ai arătat lângă noi, că e lag, că nu mai poți să te uiți. Ce?
Eu vă câștigai meciul ăsta, că nu vi-l dădui afară nici pe ăla, nici pe ăla. Și aia se certau între ei, că e ăla, că e ăla. Păi, dar chiar sincron faza asta ce ai făcut. E foarte mulat. Bă, eu nu mă certai cu Cosmin. El mă certă pe mine. Să facem că se mai întâmplă căcatul ăsta și ne dăm afară. Da, mă, da, sigur, hai, chiar îmi părăș dubios, se dă dură luminile și tu stăteai lângă mine în condițiile în care aveam vent la picioare. Puteai să mă omor să sar în vent. După când mă întorsei de la lumini să văd pe unde ești. Hai mă, hai, dai start, lasă-l pe Cosmin. Eu eram în apă, Renghi. Hai băieți, hai să vedem, bă, ce le-a făcut tu grăsa. Ne-a arătat că ești lângă noi și mie și lui Justinel. Lasă-mă că ieși prin vent. Deci nu mai. Să ajungi în apă, Renghi, te duceai spre, dar n-a ajuns. Eram în apă, Renghi, deja, ce ai? Păi da, pe bune că nu sunt niciodată. Sebi, vezi că trebuia să te trec pe caiet, că ai zis că ai vrut să mă mierlești. Păi m-a văzusei, dar nu te mierli. De cum? Pe GTA Live, bă, nu-mi fac azi parcurs, dar oricum, mă scrimeți așa, frate. Hai, cop, cade like-uri, băieți. De ce medul chinat-o omoară? Da, în... De cine fugeați Steți și cu Claudel? Nu mă ajut. Ce? Ce? De cine fugeați? Nu fugeam de nimeni, m-am dus în jos, am făcut cadru, m-a văzut. Nu, no, era Steți, ascultați la mine. Bă, da, nu știu, mă, n-am văzut pe nimeni, cred. Eu doar m-am dus și când s-au stins luminile, în eram sigur și că cine v-a sus. Cum ai văzut pe mine dacă erau becurile toate? Trecut și prin mine, tu și cu Claudel. N-am trecut prin tine. A, da. Nu, eu nu te-am văzut. Alb și cu negru, ești nebun. Eu n-am văzut pe nimeni. Mie mi-a părut doar butonul și reportul la frate. Dar mie scârbă așa să mă... Da, unde e asta? Ba da. Eu nici nu v-am văzut, eu n-am văzut pe nimeni. Eu am văzut doar butonul de reportul și pe report. Nu mai credeam că stau la casă mult acolo. Nu știu, n-am văzut pe nimeni. Eu singurul pe care ai văzut, îi fusese la model. Mă duceam la jos. Cine mai are task-ul cu scan? Nu știu. Deci mă duceam în jos, s-au țins lumile și eram sigur că se face kill acolo. Și când m-am dus în sus, era kill. Dar nu v-am văzut pe Sebi. Eu am venit de jos în sus, că am făcut shield. Mă, cum că trecui prin voi, nebunilor? Mă, nu te-am văzut. Mă rog, să vă uitați cine l-are. Nu, mă, că de deci trecui prin Claudel și prin Steți. Eu veneam de la O2, îmi fac ele cu frunzele, da, și fugi în jos, că-mi mă mierlesc ăștia, că să-mi dă dură luminile. Și atunci mă întâlnim cu Claudel și cu Steți. Eu nu ping niciodată. Și după dă dură nu aveți nicio dovadă cine a fost. Alibi. Nu știu cum am făcut. Alibi. Dacă nu e Claudel. Mai făcură și vent, că erau luminile luate, cine să mai chinui. De nesimțiți. Nu a dat vent, mă, că nu s-au văzut venturile. Nu s-au văzut, păi, dar cine știe de când e kill-ul? Acum? Când tu chiar vrei să fii iar impostor? Să te dăm afară? Termină! Du-te, bă, de aici, bă, dar ce noroc. Cred că 0,5 secunde să intri într-un vent și luminile sunt luate de 7 secunde. Da, mă, da. Dă-i, bă, ce ne simțiți, bă. Ia, tași că-ți faci aici un tech-il. Faci un tech-il, du-te, bă, de aici, oricum e belea mare de tot. Nu, e, frate, mă enervează ăștia pe bune. Mai pe mine mă omoră primul. Eu nu știu, joc și 5M, bă, nu știu de ce să zic că o să joc și nu o să joc, sau că o să joc și nu o să joc. Oie, dar e pe bune, mi-a zona asta mă sparge, uite, știu eu, tot eu. Și cred că e și sălbaticul iarăși, nu știu de ce. Iar e sălbaticul. Iar e sigur, pentru că știți de ce, a dat vina așa, a aruncat pe iurea. Ia uite-l. Ia. Eu dă leucimie. Bun, bercicule. Hai să vedem. Chimi cu Justin. Cosmin. Miazonu cu legumă. Ăștia toți sunt aici, gen, știi? Ce șmecherii. No, e mai mi-am făcut o joc cu abonații. Bă, acum nu, dar când o să am nevoie o să vorbesc și o să joc. Legumă și bercică. Bercică nu era mort de prima rundă? Sau? Ba da, bercică fu mort prima oară. Deci eu fusei cu tine și cu Mierli. Roxy acolo. Ne întâlnim cu Cristian care a făcut scan-ul. Roxy, care Roxy, fată ce-i? Mă, ești prost, era acolo, roșu. Lângă tine, era fix lângă tine, ce ai? A, la motor, păi la nerv, stai o țură că până la motor doar ce să fac cu kill-ul. Eu am plecat de la motor și m-am dus la camere, Mia Zona era pe camere. Da, eu eram la camere.
Eu am făcut reactor și am luat-o în jos și mă duceam la electrical. Cosmine, tu ce făceai în medbag? Cine? Eu? Ce-a întrebat? Spune, Achilu, unde era? Că nu spusești. Da. Da, unde e Achilu? Ești pe mut, Justin. Justin, ești pe mut și vorbește mai repede. Și eu eram pe unul? Da. 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 Impostorii sunt pe mut. Scordul măsii că mă dădui de pe mut, da. Ia să vedem. Păi, Iuțin nu aștept pe la ușă și mă... Bă, nu mă bag, nu mă bag că poate să la ușă și după aceștia. Mamă, de tipul ăsta ești nebun? N-am vorbit eu. Nu, Cosmin. Nu, e în curc. Unde era Cristine? Era în lower engine. Lower engine. Da. Eram eu, Kimi Sălbaticu, Cosmin și cred că cu Roxy. Băi, ești nebun la cap că eu eram în acolo engine, nu lua. Ne venirăm cu tine în medbay, te văzurăm că... Eu eram la admin acolo. După aia ne dusărăm colo la căcatul ăla unde ne întâlnirăm cu Roxy. Băi, Justin oricum nu e, nu este before că îl văzui că-și face scam. Băi, nu știu, am Roxy, că am scos pe Roxy și nu mă ești de mult pe camere, nu? Deci ești jos la motor, da? Deci asta vreau să zic. Deci, de sus n-a venit nimeni, deci singurul care a plecat de sus a fost legumat. Știu că era și Roxy și mi se pare că s-a dus și ea tot în jos. Nu, eu am venit la tine, dar i-am zis că erai da, pe camere. Da, ai venit la mine, da, asta zic. Și după aia v-ați dus amândoi în jos. Când mai nu, bă, acum, nu, fix înainte să dea reportul, eram cu tine, fix lângă tine. Da, după aia v-ați dus în jos. Eu cred cum că erai fix lângă Ștefan dacă erai lângă mine și să-l bat eu? Băi, am plecat de lângă peste voi. Cap, pentru că eu nici măcar nu ating să-i lua engine-ul ăla. Eram la apă engine. Da, da, am fost amândoi sus, da? Așa, pe da, dar eu nu știu de unde veniți tu, că nu veniți din dreapta, veniți de jos. Tu veniți de jos. Da, eu am venit de jos că am fost la reactor. Erați cu Claudiu în reactor. Am venit la voi și după am plecat voiam să mă duc la lumină, dar nu știu să văd cine e pe camere. Gata, da. Nu face lucrurile mai complicate decât sunt. Hai, da, bă, terminați și voi că iar mă moară ăștia. Bă, n-am văzut mai așa nici. A venit buldozerul. Sigur, sigur, sigur. Salut, Fabian, Andreius. Ia să vedem ce avem noi aici. Bă, deci ăștia mă sparg, frate, pentru că mereu eu nu pic și dacă pic, dar nu e, că eu nici te-ai simțit oricum. Ce să mai... Nu, mai eu nu pic. Și după ce că nu pic, mai au și... Păi... Da, mai că data viitoare când mai facem live cu Among Us. Lasă că-l fac eu. Și atunci o să pic și eu. Trebuie să discutăm că eu nu înțeleg să iau absolut nimic din ce ai spus data trecută. Claudiu, de ce mă urmărești? Sărbat, electric mă omoară ăsta, mă jur. Ce s-o țără din gură? Unul la mână. Cosmin, Justin, ce faceați în medbay? Își fac cu Justin scan-ul. Ok, păi și nu spuneți încăcat că îți fac Justin scan-ul. Îți mai spuse de 10 ori. Ba nu, nu spuse-și. Ba da, a, cred că cu 1000 de la cuvesc că îl omor. Eu n-au zic că își fac cu scan-ul. Justine, Cosmin, își fac cu scan-ul. Da, nu da. Știu dacă și-l făcu, dar eu nu mi-l termin ai de făcut. Eu-l văzui pe Justin că n-am buguit ăsta ce am mi-a oh, eu nu am scan. Ok. Noi trebuie dar nu intrăm la noi. Nu mai pot. Luați-mă de aici. Eu, Cosmin și tu. După care mersărăm în stânga la apă de aici și te dai acolo de Roxy. Da, dar eu am venit din reactor. Stai un pic, eu am venit din reactor. Era Claudiu cu steț acolo, steț era la numere. Claudiu era la Simon Says, mi se pare. Nu, invers. Invers. Ok, unde e Chilu? Justin, unde găsiști Chilu? Păi... Justin! Ce? Chilu! Ce Chil? Ăla de unde a scris? Mamă! În lower engine de sus! Așa, deci... Deci și Claudiu, păi de unde veni? Deci și Claudel, de unde a apărut ăsta acolo? Deci mă omoară. Eu am venit acolo. Efectiv, eram în reactor. Nu, că se bat ăștia, se bat. Era deja în reactor. Răs din reactor. Am venit de jos. Așa, unde e Chilu, adică, da? Da, de unde a fost Chilu? Așa, Roxy veni după voi, tot de jos, da? Nu, eu am, când m-am dus în sus, am fost cu Roxy în spate. Bă, mă moară. Două ore fix de live. Ai și 8000 de like-uri în 2 ore. Și nu m-au omorât și nici eu pe ea. Baby, n-avea sens să recunosc toată treaba asta, aș fi mințit. Roxy, erau 4 oameni sus. 4. Eu zic să mai dați un call, bă. Eu zic să mai dați un call.
Erau patru oameni, mi-a zis omul. Da, da, prieten, da, pe rog, da, stai, 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 bine. Păi dacă eu le zic, sunt doar 2 kg făcut, debi. 2. Păi da, bă, și tragem de timp ca proști că nu vezi că nu se mai face niciun kill. Olo. Oh, no. Păi dacă dați conf, cum dracu să se facă kill? Eu bănuiesc că Claudiu ca. Nu. Bă, deci mă moară. Dacă mai bă, ce faci? Bă, lasă geaca mea, bă. Bine. Și Ștefan. Asta vreau să deci, mor. Pe bune, nu mai pot. Deci sunt terminat, sunt epuizat, sunt cum vreți voi să mă spuneți. Nu mai pot, jur. Nu te cred. Nu mă interesează. Că deja exagerați. Mai puțin. Exagerăm. Lasă-mă să vorbesc, ok? Deci tu cu cine și cine a fost în medbay? Ne-am mai jucat și noi, bă. Așa. Cine a fost în medbay încă o dată? Nu se poate. Eu, Cosmin, Justin și Kimi. Patru oameni care n-aveau cum să facă kill-ul ăla. Claudiu cu Steț era un reactor, de da? De unde a apărut Claudiu cu Steț acolo? Veniră pe jos, da? De jos. Bun. Okay. Ștefan, în primul rând, ar fi trebuit să o cameră, să foarte clar. Oricine a fost ultimul venit de jos, oricine okay. S-a dus jos. Vă rog, eu dați un like, eu omor. Eu vreau să ți spun, deci nu mai ascultă nimeni. Au, ce mai place? Cei care au venit din dreapta, nu de sus. Și din dreapta au venit... Nu te cred! Cine mă duce jos să-i omoare dacă era low range? Mă, cum adică? N-am înțeles nimic. N-are cum, pentru că... Și să nu-l excludem și pe... Nu te cred, bă, Iustin, bă, dacă n-aș făcut live okay. Nebuneam. Nu, mai, deci cum ar fi putut Iustin să-l omoare? Bun, atunci nu e Iustin. Deci... Iustine, Cosmin era în fața ta când... Bă, deci eu pe Roxy eu cred că nu își dădea report de nebună. Claudiu, păi nu i-a dat report. Claudiu fuge după mine la final, că fusei singur cu el. Cosmine, nu aveam de ce să te omor, pentru că, efectiv, eu. Bă, nu m-a văzut nimeni cu tine și după fugiți numai hai, după mine. Pentru că... Mamă, ești la tata rău. De ce, Claudiu, Steț sau Ștefan? Voi alegeți. Ștefan fu pe camere toată runda. Steț da. Totuși a zis că mă crede, deci oarecum parcă lași... Bă, Steț își făcea ăla, eu îmi făceam ăla. Da, mă, dar de când... Nu se poate, băieți! Păi, nu știu când s-a făcut kill-ul, voi asta nu înțelegeți. Toată runda aia eu am făcut Simon Says-ul. Atât pot să spun. Am stat acolo toată runda. Mâncava-și gura voastră, e al treilea col! Hai să-l dăm pe Claudiu. Nu, hai să dăm skip și luați odată și faceți-vă misiunile. Da, adevărat. Bă, al treilea col! Fiți atenți la Claudiu. Eu nu înțeleg de ce nu se fac kill-uri. Nici eu asta nu înțeleg, de ce nu se fac kill-uri. Hai, da, skip. Dă-i Roxy, skip. Cum să facă kill-uri dacă de 10 secunde de... Grasule, e al treilea call! Tu, știu, tu poate plecași, de-aia stau aici. Nu se poate așa ceva. Eu zic că e Claudiu cu Ștefan. Eu sunt sigură. Bă, n-auzi, e al treilea call! Eu sunt sigură. Nu se poate așa ceva. Dă-i mă mama lor de aici. Știu că Caranil, ce treacu, dă-mă mama... Bă, nu poți să faci așa ceva, sunt nebun. Lui Sălbatiuc îi place taina ca de obicei, deci lui îi place să vorbească, dacă l-ai lăsa... Mi-a zis, nu-ți dai seama că mă omoară primul. Nu mai stau, nu mai. Dați-vă, mă, se poate. Hai cu 1000 de like-uri, băieți, vă rog, eu aș aprecia enorm mult. Ajutorul vostru cu like-urile, like-urile, like-urile și nebunile. E Kim, cine a zis că e, că am și uitat, e Claudel cu asta, cu Miazono, sunteți nebun la cap, pe bune. Las-o în mama ei. N-ai cum, frate, n-ai cum. N-ai cum așa ceva, uitați-vă și voi la ei. Nu terminai task-urile, ce să faci? Bă, au Stifi, n-ai cum, bă, sunt handicapat, bă, să dai 3 meeting-uri, să apeși de ori butonul și să n-ajungi la nicio concluzie. Dă-o în mama ei de treabă, asta e nesimțire. Nu că le place vorba, le place așa să... Hai de cap, nu se poate așa ceva, nu-mi descuidați. Eu mi-am terminat task-ul, n-am niciodată. Spune un story time, un story time, story time. N-ai ce să mai spui, ești nebun la cap, te sparg ăștia când îi vezi așa. Pe bune, nu mai pot, ești nebun. Nu mai pot, mi-au dus viața la Laurina, sunteți nebun. Fă-i mă kill unde aici, omoare-i mă, omoare-i.
Dar nici nu vor ăștia să se omoare, că ăștia stai dracu. Uite, ăștia doi sunt doi impostori. Vă face ce vrei task-urile azi? Mă mir. Și uite dobitocul cum moare. Dacă noi stăm toți cinci într-un loc, ăia cum vor să câștige? Păi tactica voastră. Păi dacă până acum nu făcurăți un kill până ne terminarăm toți misiunile. Aveți de gând să mă ascultați? Zic. Da, e Claudiu sigur. E Claudiu cu Ștefan sigur. Nu știu, eu de Claudiu sunt sigur. De ce dai vina pe mine? De ce? Iar am venit la O2 și iar stăteai lângă căcatul ăla să-l faci și nu îl faci. Unde la O2 eram? În partea cealaltă când s-a dat criza. Hai, dați pe Claudel, dați pe cine vreți. Deja trăiața pe un meci ăsta. Iar Claudel a fost sigur tot meci. La task-uri și nici nu mă mai interesează. Unul zice că e în dreapta, dar e gata, a venit de jos, dar acolo funcționează. Ștefane, ai stat chiar lângă aia de oxigen când era criza. Eu am făcut-o. Da, când am venit eu și cu Justin. Nu, Justin era în dreapta și făcea ta și băi m-a lăsat pe mine să fac oxigenul. Da, mă, dai nasul, mă, că stăm toți. Și dacă mă omoară cineva primul, îi bag ceva în gură. Pe al cincelea meci în care eu bag, iar singur sunteți nebuna. M-au spar, m-au nenorocit. Se poate așa ceva. Ia și omoară, hai, fă-i ceva, fă-i, ia. E bine, eu aș fi un tău pe loc sau nu? Oricum, băi, nu se poate. Dă-mi și mie mod, bă, îmi pare. Fantomele, sper că își făcură task-urile, că au vrut tot timpul. Le terminai de, cred că, de 7-8 minute. Am eu unul. Las-o, mamă, ei, nu poți, frate, așa ceva. Ia mă și-o, și-o moară-l pe ăsta. Aha. Ia uite-te la el. Ah. Ia uite cum fug, ia fii atent la ei. Hai să-l dăm pe Ștefan. Nu mai zic nimic, Sebi, că ai văzut. Păi mai da, oră că a făcut intenționat. Păi n-avem, bă, că băieții, eu nu cred că am asistat la un meci mai lung în viața mea. Las-o, mamă. Dacă ăla zice că era în reactor venit de jos. Dar stai că nu. Bă, dar de ce vă place așa mult vorbăria? Ia Ștefan, ia și votează că jos. Zisești că veniți jos, Ștefanul era în cameră. Și am spus că rămân steți Claudiu și cu Ștefan. Dacă zici Ștefan, dacă era în cameră, cum ar fi putut să facă Ștefan din moment ce tu veniți de jos? L-a făcut Claudiu. Kill-ul ăla l-a făcut Claudiu, pentru că el a făcut. Dacă tu fusești ultima, de ce nu te duci report? Sebi, mai jucați? Pe cum nu-l văzut? Da, hai, intră. Nu era acolo. Hai, jucați și voi un meci fără mine, că am puțină treabă, foarte puțin. Maxim două, peste cap două. Dacă hai, e un da. Desa ca ăsta, un. Hai, legumă! Întreabă, Claudiu, nu tu ai ha, făcut chinoana? Ha, bă, că mă suturai, îmi ba piciorul. Dar cum să vă, joc mintea în fiecare meci când sunt impostor, să nu știi ce să fie? Dar cum? Păi dacă nu găsim gol, nu era normal, ultimul care trebuie pe acolo ar fi. Era logic. Cine am găsit aici? Să mă mă și mine, prima, pupiși pe mine, efectiv. Aleluia! 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 Ce trecu, despre ce vorbim, ești nebun? Ce am făcut, mă? Așa s-o fac eu. Da, așa că Kimi nu mă vede. Eu așa. Bă, vă rugai și eu ceva. E... Scuze, fată. De fapt, zici... Era aproape Ștefan, mai aproape. Era jos în storage, în... Jos, de tot gen. Lagune. Așa. Eu eram, cum se numește... În dreapta. Ieșisem din navigation, da. Era un electrical. Da, eram în centru, lângă buton. Am fost în electrical, am făcut 4 task-uri acolo. Păi și de unde ai venit în electrical? Stai. Cum adică de unde? Din vent. Din vent? E doar o intrare în electrical. E bine, e bine. Păi ce parte ai venit? Pe la story sau pe la low range? Bă, din dreapta, mă. Și eu eram în electrical. Și de ce era de venit în electrical, da? Eu am făcut ăla, light-urile.
Și așa. Da. Și cam atât am făcut de asta, toate astea din... Măcar și m-am... Și tot când devenit electrical, până storage sau până lower engine? Prin storage. Sau prin vent. Sau. Da. Sau așa. Avea de la scoți vent. Păi și pe unde era Claudele kill-ul? E, v-am zis, jos în storage. Deci ați trecut amândoi și n-ați văzut că e... Nu, 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 kill-ul e recent. S-ar putea să fie legumatul. Când am trecut de pe acolo, nu e hack-ul. Pentru că rămas în urmă. Na, nu e hack-ul acolo, de aici e hack-ul de-am la impostul. Dă-l skip. Da, hai să nu mai stăm de vorbă așa. Normal. Nu știu, eu sunt suspect pe legumatul. Degeaba vorbim mult dacă nu rezolvăm nimic. Suspect. Dacă nu spuneți niciunul nimic. Păi și dacă nu avem nimic, punem... De data asta nu furoc și la kill-ul ăsta cel puțin. Aoleo. Mulțumesc. El făcui și-o după ori, știi, îi dau așa hânăr de brâncovenească. Vezi că nu ești pe mult și poate ești impostoarele. Da, mă dădui pe mult. Nimenea pe aici? Nimenea, nu e nimenea pe aici. Nici aici. Mai știi, stai puțin să stăm aici, Claudele. Stăm aici puțin la vrăjeală, știi? Așa, nu știu. Stăm la harneală pe aici. Stai, mă, îți dau și un sabotaj frumos. S-a luat curentul. Mulțumesc, bro. Aoleu. Unde? Repede, repede, unde? Hai, cafetărie sus de tot. Sălbaticu. Spuneți. Sălbaticu. Ce ai de spus în apărerea ta? Nu voiam să dau vina pe el, mâncavaș, dar aparent. Dacă mă ia cu deștea. Păi, dar el a fost singurul care coboră din cafetărie de când eu mă duceam să fac abladul pentru Neric. Din cafetărie. Sălbaticu sau cine? Eu pe Sălbaticul văzui. Nu veni nici de la navigation. Ba da, veni de la navigation. Mă dusă în electrical, îmi făcui prostia aia de trebuie să dai în sus și firele. După care mă dusă în lângă navigation, de fapt în shields jos. Îmi dădui căcatul ăla pe laterală să dau drumul la curent, că e misiune completă cu ailaltă, și îmi dădui firele din navigation. După o luai iar înapoi jos, că se dădu lumina, moment în care trecuși pe lângă mine. Cel mai probabil, ori o omorâși pe aia, dăduși vent în medbay și dăduși în jos din moment ce mă acuzi atât de rău, ori nu ești tu, dar puțin că eu nu sunt eu, bă, că eu nu-și stat încă, eu nu mai am chef. Ești. Păi nici eu nu mai am chef, dar din moment ce mă acuzi, eu zic că e electoratul, nu știu. Dați-mi afară! Vezi pe cine ai votat? Pe Sălbaticu. Atunci... E. E clar, e ori sunteți ori legumă, ori sunteți cu legumă. Stai, nu mă... O, e pe Sălbaticu, e clar, bă, e clar. Da. Hai, lua și votați. Bă, de ce-mi dă să mă votez singur? Votați ce vreți, votați ce vreți. Pe mine eu. What the fuck? Hai să văd cu ea și votează. Bravo, băci. Câștigare-ți, bă. Bine. Hai că ăsta e GG. Lui e megumatul. Să mergem acolo, știi, să le dăm să finish-ul suprem. Hai, Claudele. Bine, bă, deci le durești cel mai prost fake la task, bravo, la card posibil. Bravo. Efectiv,
Sebi, mai ții minte când zic eu, aoleu, vai de capul meu, mai ții minte? Fix atunci încercai de la task și voiam să zic următoarea dată, mamă, ce fake prost dă dură la cap. Bă, fată, păi ce, ce nu s-a mai întâmplat să, bă, să stai o oră să-l faci? 10 secunde, eu-l făcui din prima într-o secundă. Nici nu mai sutui atent, sunt, bă, fată, mi s-a întâmplat, sunt dăți în care îl fac din prima și dăți când e bubuit și nu vrea. Așa, mă, și mai ales că mergeați împreună peste tot pijama și pe voi, credeți că nu vă văzui? Ne-am făcut scanul. Bă, oricum, eu mi-am îndeplinit obiectivul primul pe care îl scos să-i mia zonă. Nu mă mai interesa altceva. De ce? Păi data trecută nici nu vorbea aia, că nici mă legai bine la șireturi și mă dădu afară. Nu știu, așa fac, bă, dar pe bune, bă, trei meciuri la rând, murit din prima și să mai zic că meciul data trecută. Ce, mă? Păi nu, mai jucăm, ce? Eu mă săturai deja. Nu știu, nici eu nu mai jucam. Mai ales după meciul ăla de mă violarăți. Păi dacă, păi voi singur vă violarăți acolo, stai liniștit, nu? Păi dacă ziceau toți trei, nu, de fapt cinci, ziceau cinci povești diferite, ești nebun. Hai, mă, dai la sol, că stați în până. Pa, pa. Alo, salut, stați la șai pentru seara asta pentru mine. Rog, salut. Desigur că ok. Pa. Deci pe cuvântul meu a fost un meci de, bă, nu că... M-au spart ăștia, m-au spart, m-au omorât, au spart sufletul și inima din mine. Hai de capul meu. Nu mă mai joc de nimic, că mi-a morțit găozul pe scaun, băieți. Eu vă mulțumesc mult pentru atenția acordată. Ne vedem săptămâna viitoare cu o serie nebună de live-uri. Deci nu vă așteptați. Nu vă așteptați de ceea ce o să urmeze, dar eu mă duc acum, plec și eu, nu mai pot. Eu vă mulțumesc mult de tot că ați fost alături de mine. Nu uitați că am postat un super video de Among Us. E asta așa, că vă spamesc cu el. Uitați-vă și voi, că e păcat. Mi l-am gropat YouTube-ul, e asta. Vi-l las aici, știi? Cu Neanicu, cu ăștia, dacă încă nu v-ați săturat de Among Us, ia uite-l aici, ia uite-l ea. E proaspăt. Pua. Luați și uitați-vă aici și un like. Hai să facem și aici pe video ăsta 4000 de like-uri, așa instant. Cum ar fi? Ar fi genial dacă reușim să facem 4000 de like-uri instant. Eu vă mulțumesc mult de tot și vă iubesc. Ne vedem data viitoare. Pa, 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 pa.